Matiușa cel viteaz și Ulciorul fermecat. A fost odată, într-o țară oarecare dintr-o anume împărăție, un moș și o babă care trăiau pe un loc drept și netezit, de drumul mare ocolit. Și aveau ei un fecior pe nume Matiușa. Și flăcăul acesta creștea într-o zi, cât alții într-un an, se ridica de ziceai că i-a luat pus la dospit, dar mai ales zi de zi se făcea tot mai înțelept. Când împlini 15 ani, băiatul a început să se roage de tatăl și de mama sa. Lăsați-mă să plec în lume, să-mi caut și eu norocul. Părinții s-au mâhnit, s-au necăjit, dar n-au avut încotro. I-au copt merinde pentru drum și au luat rămas bun și Matiușa porni să cutreiere lume. Dacă a mers mult ori puțin, dacă a mers aproape ori departe, cine mai știe? Doar că într-o zi a ajuns într-o pădure sălbatică, întunecată. Aici îl lovi o mare nenorocire. Se dezlănțuise o ploaie grozavă, cu grindină. Matiușa se urcă în cel mai mare stejar ca să se adăpostească de furtună, dar acolo sus, pe creangă, se afla un cuib. În cuib țipau niște puișori. Le era frig, grindina îi izbea, ploaia îi uda. Lui Matiușa îi se făcu milă de puișori. Își scoase caftanul, acoperi cuibul și tot acolo se adăposti și el. Apoi hrăni puii cu merindele lui de drum. Dacă a trecut mult timp ori puțin, cine mai știe? Doar că, pe nesimțite, furtuna și vremea s-au potolit și a ieșit soarele. Însă deodată totul în jur se întunecă din nou. Se stârni un zgomot puternic, o pasăre uriașă, pasărea magai, se năpuse din zbor asupra cuibului și începu să-l izbească, să-l lovească cu ciocul pe Matiușa. Dar puișorii dădură și ei grai. Nu-l atinge, mamă, pe omul acesta! El ne-a acoperit cu caftanul lui, ne-a hrănit, ne-a scăpat de la moarte! De vreme ce așa stau lucrurile, vrednicule voinic, rosti pasărea magai, rogu-te să mă ierți, eu te luasem drept un răufăcător. Iar pentru că mi-ai hrănit puii și ai ocrotit de urgia furtunii, o să te răsplătesc cum se cuvine. Jos lângă stejar, vei afla un ulcior acoperit. Să bei din ulciorul acela trei guri, nu mai mult, și apoi să vezi ce va fi. Matiușa coboră din stejar, dezgropă ulciorul din pământ și bău din el trei guri, nu mai mult. Pasărea magai îl întrebă. Ei, ce ai de spus? Simți vreo schimbare? Mă simt atât de puternic că dacă ar fi să proptesc într-o groapă un stâlp, avântat până în înaltul cerului și apoi opintindu-mă să trag de el, aș putea răsturna pământul întreg cât e el de mare. Ei, și acum, haide, mergi sănătos, dar ține minte, nu te lăuda degeaba cu puterea ta, nu te lăsa pe tânjală nicio muncă, iar dacă te va lovi vreo nenorocire, să cauți ulciorul cu băutura tămăduitoare în același loc. Și din nou se lăsă întunericul de jur împrejur. Pasărea își desfăcu aripile, s-a înălțat deasupra pădurii și a zburat. Matiușa a ieșit din pădure și la puțină vreme după aceea apăru în calea lui un mare oraș. Cum trecu de barieră, îi tăie drumul cămărușul țarului. Hei tu, sărăntocule, dă-te la o parte! Matiușa se dădu la o parte, iar cămărașul țarului opri calul și spuse. Ce-i, voinicule? La ce muncă râvnești? Ori de muncă te ferești. Dacă însă cauți ceva de lucru, vină cu mine că te bag în slujbă să care apă pentru curtea țarului. Așa ajunse Matiușa sacagiu la curtea țarului. Din zor de zi și până seara târziu căra într-una apă, dar de dormit n-avea unde. Totul până la ultimul locșor era ocupat de slujitorii curții. Până la urmă, se aciui și el pentru noapte în curtea din dos, acolo unde se aruncau gunoaiele și se descărca cenușa de la sobele palatului. De aceea îl și porecliseră cei de la curte, Matiușa cenușiu. Țarul nu era căsătorit. Își tot căuta, dar nu-și găsea soție. Una nu-i plăcea, alta era urâtă, așa că rămăsese nensurat. Tocmai atunci ajunsese la urechile țarului un zvon, cum că peste 9 mări și 9 țări, departe, la capătul pământului, țarul Vaharamei are o fică vitează și atât de frumoasă că n-are seamăn pe lume.
porniră mult spre împărăția lui Vahramei împețit, și prinți și feciori de regi, dar înapoi nu se întorsese încă niciunul. Cu toții pieriseră în luptă crâncenă. De cum află țarul nostru zvonul despre țarevna din îndepărtata împărăție, își zise: dacă trimit soli care s-o pețească pe țarevna aceea, toți țarii și toți regii or să mă pismuiască. Se va duce vestea până hât departe pe toate meleagurile, prin toate orașele, că împărăteasă mai frumoasă decât a mea nu se află niciunde. Și în mare grabă porunci să fie gata de plecare o corabie. Și chemându-i pe toți prinții și pe toți boierii, îi întrebă: se află printre voi care va doritor să meargă peste 9 mări și 9 țări, tocmai la capătul pământului, ca să o pețească pentru mine pe viteaza Anastasia Vahrameevna? Cei de față însă tăceau vorba aceea: cel mare se ascunde după cel mijlociu, mijlociul după cel mic, iar celui mic ce se mai ceri? A doua zi, chemându-i pe feciorii boierilor și ai negustorilor de vază, țarul întrebă din nou: care dintre voi se învoiește să meargă peste 9 mări și 9 țări, tocmai la capătul pământului, ca să o pețească pentru mine pe viteaza Anastasia Vahrameevna? Și din nou, cel mare se ascunse după cel mijlociu, mijlociul după cel mic, iar celui mic ce să-i mai ceri? A treia zi fură chemați la curtea palatului toți meșteșugarii și negustorii de rând. Iar țarul ieși în pridvorul frumos împodobit și întrebă: care dintre voi fiilor vrea să meargă peste 9 mări și 9 țări, tocmai la capătul pământului, ca să o pețească pentru mine pe viteaza Anastasia Vahrameevna? De asta dată se găsiră câțiva doritori să meargă în ținuturi îndepărtate, deși cei drept cam puțini. Tocmai atunci trecea pe acolo Matiușa Sacagiul. Țarul îl strigă: hei, Matiușa Cenușiule, vino și tu cu noi departe, peste mare, ca să o pețim pentru mine pe viteaza Anastasia Vahrameevna. Matiușa răspunse: nu-ți stă în putere înălțimea ta să retezi un pom ca acela. Ai grijă, nu cumva să te căiești mai târziu. Țarul se mânie: să nu mă înveți tu pe mine ce să fac. Treaba ta de slugă e să-mi îndeplinești poruncile. Matiușa Cenușiul nu mai spuse nimic și se sui pe corabie. Curând după aceea veniră și ceilalți, iar vasul ridică ancora. Și-au plutit așa o zi și încă o zi. S-a întâmplat să fie o vreme senină și caldă. Țarul, vesel și mulțumit, ieși pe punte. Ah, ce fericire! Cal să am, aș tot goni. Arc să am, aș tot ochi. Paloș de-aș avea, năprasnic m-aș lupta. O frumoasă copilă de-ar fi, din sărut nu m-aș opri. Matiușa Cenușiul însă îi zise: înălțimea ta, arc o să fie, dar n-o să tragi cu el, că ți-e mâna molâie. Și Paloș s-o afla, dar n-o să lupți cu el măria ta. Și un cal puternic va fi, dar nu măria ta îl vei călări. Și o fată frumoasă se va ivi, dar pe altul îl va îndrăgi. Auzind vorbele acestea, țarul se mânie și mai tare ca înainte. Porunci ca Matiușa Cenușiul să fie legat de catarg, cu mâinile și picioarele ferecate în lanțuri. Iar mai târziu, când ne-o întoarce acasă după nuntă, voi porunci să îi se reteze capul, hotărât țarul. Se mai scurseseră încă 6 săptămâni și corabia ajunse pe țărmul împărăției lui Vahramei. O lăsară în adăpostul portului și a doua zi țarul se înfățișă la palatul lui Vahramei. Înălțimea voastră, sunt țarul cu tarei glorioase împărății și am venit aici cu gânduri bune. Vreau să o pețesc pe Anastasia Vahrameevna. Mă bucur, rosti țarul Vahramei. Cam de multișor n-au mai venit pe la noi flăcăi de însurat, și Anastasia Vahrameevna a noastră le duce dorul. Dar ia seama, vorba dată, datorie curată. Fata mea e puternică, e vitează și e neînfricată. Ca să dovedești că ești mai viteaz și mai puternic decât ea, trebuie să te supui la 3 încercări. Și după aceea ia-ți-o sănătos pe țarevnă și pune-i pirostriile. Iar de nu, să nu te superi. Cu sabia mea capul îți voi reteza. Merge acum și te odihnește, iar mâine, în zorii zilei, să fii aici împreună cu oștenii tăi. Atunci o să te supun la prima încercare. Am în grădină un stejar care crește acolo de 300 de ani. O să-ți dau un paloș strașnic,
cântărește 100 de puduri. Dacă izbutești într-o singură lovitură să retezi stejarul, cu paloșul acesta al meu, o să-ți facem cinstea să-ți zicem Mire. Și s-a întors pe corabie țarul Mire, posomorât nevoie mare, de parcă-i tot ningea și-i ploua. Oștenii săi îl întrebară: din ce pricină țarul și stăpânul nostru e mâhnit de gânduri negre năpădit? Păi cum să nu fiu trist, măi copii? Mi s-a poruncit ca mâine să retez dintr-o singură lovitură, cu un paloș de 100 de puduri, cel mai mare stejar din lume. Eh, se vede că degeaba am făcut noi atâta cale, că doar mi-aș fi găsit eu, vezi bine, și mai pe aproape o soție, la fel de bună ca astea de aici. Așa că va trebui să ridicăm ancora și să o luăm din loc chiar acum, în puterea nopții. Ba nu, zise Matiușa Cenușiul, nu se cade să plecăm pe furiș noaptea ca să ne facem de rușine. Eu am spus-o încă de când eram în largul mării. Paloș s-o afla, dar n-o să lupți cu el, măria ta. Și chiar așa s-a întâmplat. Dar mă rog, n-avem încotro, o să vedem mâine ce și cum, că noaptea e un sfetnic bun. Acum, înălțimea ta, culcă-te și te odihnește, iar mâine, când ne vom duce la țarul Vahramei, să spui așa: cu o jucărie de copil ca paloșul ăsta, n-au decât să se desfete vruna din slugile mele, că eu la ce bun să-mi pierd vreme. Hei, hei, Matiușa Cenușiule, dacă mă scozi în încurcătura asta, n-am să uit în vecii vecilor binele pe care mi le-ai făcut. Hei, strajă, dă-l jos pe catar pe Matiușa Cenușiul, scoate-i lanțurile și adu-i un pahar de vodcă. Apoi Pășințanțoș zise: frumoasă-i împărăția asta, iar lui Vahramei, chiar dacă nu-mi este pe potrivă, aș putea totuși să-i zic socru. A doua zi, pețitorii veniră la țarul Vahramei, unde se și adunase tot poporul, iar Nastasia Vahrameevna stătea în pridvor. De cum o văzu, Matiușa Cenușiul se însenină și se înveseli, de parcă îl încălzise soarele verii. Fură conduși la stejarul cel mare, iar în urma lor, trei uriași aduceau paloșul. Țarul Mire își aruncă ochii asupra paloșului și râse batjocoritor: cu paloșuri de acestea, la noi se distrează doar copiii mici. N-are decât să se desfete cu el vreunul dintre slujitorii mei, dacă are chef să zburde, că mie nu-mi șade bine să mă apuc de o treabă ca asta. Tocmai atunci apăru Matiușa Cenușiul și, ridicând paloșul cu o singură mână, zise: da, nu-i făcută pentru o mână de țar jucărioara asta. Și când își lua vânt odată, sfărâmă stejarul în mii de surcele, iar din paloș nu rămase întreg decât mânerul. Țarevna, care îl privea pe Matiușa Cenușiul, se îmbujoră ca macul. Cât despre țarul Mire, el prinse un curaj grozav. Dacă n-aș fi venit aici cu gândul că o să ne înrudim, socoteam o batjocoră adusă mie paloșul acesta de copil. Văd, văd, zise țarul Vahramei, într-adevăr, cu prima încercare ați scos-o bine la capăt. Mâine o să vedem dacă Mirele se pricepe să tragă cu arcul. Am un arc în greutate de 300 de puduri, cu săgeți de câte 5 puduri fiecare. Cu arcul acesta trebuie să se tragă în așa fel încât să fie doborât unul din turnurile vechiului castel aflat în împărăția cumnatului meu, Berindei. Eu o să-mi trimit acolo solii încă de azi, astfel că mâine, către seară, ei or să se întoarcă și or să ne spună cât de bun țintași ești. Țarul Mire amuți și se întristă. Când se întoarse pe corabie, nu mai era deloc în apele lui. Pe cinstea mea, dacă aș cunoaște drumul spre casă și dacă aș ști să conduc vasul, un ceas n-aș mai rămâne aici. Haide, ridicați ancora! Gata că nu mai avem ce căuta prin partea locului. Împărăția asta e destul de posomorâtă, vedeți și voi. Cât despre mireasă, nu prea e la ce râvni. Așa că s-o luăm din loc și cât mai repede. Ba nu, înălțimea voastră, zise Matiușa Cenușiul, fuga pe furiș nu ne face cinste. Ba dimpotrivă, ne dezonorează. Păi ce altceva poți face? N-ai auzit ce încercare a pus la cale țarul Vahramei? Ducă-se cu tot cu arcul și cu mireasa lui. Adu-ți aminte ce ți-am spus, măria ta. Arc o să fie, dar n-o să tragi cu el, că ți-e mâna molâie. Și chiar așa s-a și întâmplat. Nu trebuia să te întinzi mai mult decât ți-e plapuma. Dar de vreme ce nu m-ai ascultat, acum n-ai încotro.
Din pricina arcului însă să nu te întristezi. Mâine, cum ajungem acolo, măria ta să spui: credeam că aveți un arc pe potriva unui viteaz. Și când văd unul, nu mai bun să se joace muierile cu el. Poate doar careva dintre slujitorii mei, dacă nu i s-o face silă peste măsură, să-l încerce, că mie zău nu-mi face nicio cinste. Ah, Matiușa cenușiule, oare ai fi în stare să-i vii de hac arcului aceluia? De, o să mă descurc eu cumva. Și țarul se înveseli pe dat. Să se aducă fără întârziere tuturor loștenilor câte un pahar de vin, iar lui Matiușa cenușiul o să-i torn două potire. Dădu vinul pe gât și de bucurie se îmbătă. Ah, ce zici? Ai văzut ce frumoasă e mireasa? Pe toate le întrece, și înaltă, și binefăcută, și supusă. Să vezi după ce mă însor, o împărăteasă mai frumoasă decât a mea, decât Nastasia Vahrameevna a mea, nu va avea nimeni în toată lumea. Iar ție, Matiușa cenușiule, o să-ți dăruiesc orașul întreg împreună cu toate împrejurimile lui. Matiușa cenușiul asculta surâzând vorbele spuse la beție. A doua zi dimineața porniră din nou cu toții la palatul lui Vahrame. Palatul tixi de lume. În pritvorul frumos împodobit ședeau Vahrame și Nastasia Vahrameevna, iar mai jos pe trepte, prinții și boierii de mare rang. Nouă uriași duceau arcul, iar trei fete voinice aduceau tolba cu săgeți. Țarul Vahramei îi întâmpină pe pețitori. Ei, ginerică, ce ne-ai fost ursit? Treci la treabă! Mirele privi arcul și zise: se poate să vă bateți joc de mine în halul ăsta? Ieri mi-ați adus un paloș tocmai bun pentru copii, iar azi fleacul ăsta de arc mai potrivit să se joace muierile cu el decât să tragă un viteaz ca mine. N-are decât să vină să tragă cu el vreunul dintre slujitorii mei, cel mai bicisnic dintre toți, că mie unul mi se face greață numai când mă uit la el. Vino, uite, de pildă tu, Matiușa cenușiule, și distrează puțin lumea asta. Matiușa cenușiul întinse coarda arcului, ochii și slobozi săgeata. Coarda zbârnâi, săgeata bubui, de ziceai că tună și se făcu nevăzută în depărtare. Luați fleacul ăsta de arc din fața noastră și aruncați-l cât colo, o distracție ca asta nu-i pentru țarul nostru. Și Matiușa a zvârli arcul pe pardoseala de piatră, dar cu atâta putere că arcul se prefăcu în fărâme ce se risipiră în toate părțile. Nastasia Vahrameevna își plesni palmele și scoase un oftat de uimire. Lumea începu să strige: așa pețitori de ispravă mai zicem și noi? Niciodată n-au venit aici unii ca ei. Iar țarul Mire de colo-colo se plimba, barba și-o tot netezea și la tot se răstea. Ia te uită ce minune, ia te uită ce năzdrăvănie era arcul acela de copii. E, împărăția voastră într-adevăr e plină de voioșie, doar că-i tare micuță, iar oamenii, chiar dacă par a fi buni și prietenoși, sunt cam lipsiți de vlagă față de oamenii de pe la noi. Tocmai atunci țarul Vahramei îi pofti pe pețitori la palat. Poftiți, poftiți, dragi pețitori, intrați în iatac să gustați în bucatele noastre, că până una alta, acuș ne vom pomeni că s-au întors sorii mei din împărăția lui Berindei. Și chiar așa, nici nu-i sprăviră bine masa, că solii se-și întoarseră în goana mare de la Berindei. Săgeata a nimerit aman în vechiul castel și a dărâmat tot acoperișul acestuia, dar niciunul dintre oameni n-a avut de suferit. Țarul Vahramei zise: ei, acum văd și eu că cei care o pețesc pe Nastasia Vahrameevna îi sunt pe potrivă. Nu numai că știu să mânuiască vitejește paloșul, dar și la tras cu arcul sunt iscusiți. Vă mulțumesc, acum suntem toți cu inima împăcată, și mireasa, și eu, și întreg orașul. Un lucru vă rugăm, dragi oaspeți, să nu ne judecați pentru bucatele cu care v-am ospătat, că n-a fost acesta ospățul de nuntă, ci doar un pui de ospăț. Celălalt, ospățul de nuntă, o să-l facem altă dată, la vremea cuvenită. Astăzi însă, mergeți de vă odihniți, pentru că mâine tu, ginerică, ce ne-ai fost ursit, vei purcede să săvârșești ultima dintre încercări. Am un cal, îl țin închis în grajd, după 12 uși încuiat, cu 12 lacăte ferecat. Și calului acestuia încă nu i s-a găsit călăreț pe potrivă.
Oricine a încercat să-l încalece și-a găsit moartea. Ei bine, anume calul acesta trebuie dresat ca să aibă mirele ce încăleca atunci când se va duce la cununie. De cum auzi vorbele lui Vahramei, țarul Mire deveni tăcut și începu în grabă să-și a rămas bun. Mulțumim, înălțimea voastră, pentru ospătare, iar acum trebuie să ne grăbim ca să ajungem pe corabie înainte de a se lăsa întunericul. Odihnește-te, odihnește-te sănătos, prinde puteri, pentru că mâine ai de blânzit dita mai diavolul, zise țarul Vahramei. Oaspeții coborâră în cuprinsul portului, dar îndată ce barca lor se desprinse de mal, țarul Mire le vorbi astfel. Grăbiți-vă, copii, vâsliți mai cu inimă, că trebuie să ajungem cât mai degrabă pe corabie și apoi chiar în noaptea asta să plecăm de aici. Ehei, Vahramei ăsta are gură de miere, inimă de fiere, în fiecare zi o nouă nenorocire. Poftim, acum mi s-a năzărit să-i dresez calul acela turbat. Dar Matiușa cenușiul zise, mai ții minte înălțimea ta când ți-am spus, și un cal puternic va fi, dar nu măria ta îl vei călări. Și de data asta se întâmplă așa cum am zis eu. Dar nu-i nevoie din cauza asta să o luăm la sănătoasă. Mâine să zici doar atât. Ia în cale că Matiușa cenușiule, încearcă dacă e în stare calul să țină în șaun viteaz adevărat. Că pe urmă o să-l poți încăleca fără grijă și măria ta. Dar dacă fiara asta de cal are să te ucidă, înseamnă că nici eu n-o să scap de moarte. Nu te teme de nimic, las că-mi blânzesc eu calul. Vai, Matiușa cenușiule, n-am să uit 100 de ani binele pe care mi-l faci. Înainte erai doar sacagiu, acum doresc să fii mare nobil al împărăției. O să-ți dăruiesc 3 orașe împreună cu toate moșiile lor și 3 hamuri mari cu toate acareturile ce țin de ele. Și zicând asta, începu să facă pe grozavul, plimbându-se cu pași mărunți pe punte și strigând. Hei, dar de ce tac, dragii mei ostași? Porunce să li se aducă fiecăruia câte 3 potire de vin. Țarul bău un potir, mai bău unul și porni să se fălească. Mulți flăcăi de însurat au venit la Vahramei până acum, dar niciunul n-a fost cinstit cu atâtea onoruri ca mine. Că doar e un lucru știut, cine-i viteaz și cutezător izbândește întotdeauna. Nu degeaba Anastasia Vahrameevna mă privea tot timpul și nu-și mai lua ochii de la mine. Cât despre țarul Vahramei, ăsta ar fi bucuros să-și dea toată împărăția, numai ca eu, ferita sfântul, să nu cumva să mă răzgândesc. Dar se îmbătă criță și se prăvăli cât era de lung, adormind pe loc. Matiușa cenușiul însă de dimineață se sculă, fața albă că-și spălă și pe țară îl deșteptă. Scoală înălțimea ta, e timpul să mergem să dresăm calul! Și plecară de grabă la curtea țarului. În pritvorul frumos împodobit ședeau țarul Vahramei și Anastasia Vahrameevna, iar mai jos pe trepte, prinții din alaiul Crăiesc și cei mai apropiați între boieri. Poftiți, dragi oaspeți, poftiți că noi am pregătit totul. Acuși vor aduce și calul. Calul îl aduceau 24 de uriași care îl țineau nu de căpăstru, ci cu 20 de otgoane groase. Uriașii erau la capătul puterilor. Țarul Mire măsură cu privirea calul și strigă. Hei tu, Matiușa cenușiule, ia vezi, poate călări pe calul ăsta un viteaz adevărat? Matiușa cenușiul izbuti cu mare iscusință să încalece calul. De-abia apucară uriașii să fugă care încotro, când calul, avântându-se sus de tot deasupra turnurilor palatului, îl purtă pe viteazul călăreț afară, dincolo de zidurile cetății. El goni calul până pe țărmul mării, îl împotmoli în nisipurile mișcătoare și prinse al croii fără răgaz cu lanțul peste crupa rotundă, dar atât de tare îl croia că îi sfâșia carnea până la os. Îl croi și-l tot croi, astfel până când calul se prăbuși în genunchi. Uf, îmbuibat afurisit, sac de nutres ce ești, ai să mai faci pe nărăvașul! Calul se rugă. Oh, vrednicule voinic, nu mă mai bate, nu mă schilodi, că de acum n-am să-ți mai ies din cuvânt. Matiușa cenușiul, pornind calul înapoi, zise. Acum ne întoarcem în curtea palatului, eu o să-ți pun șaua, dar îndată ce țarul Mire o să încalece, tu să te afunzi în pământ până la chișițe și când te va lovi cu biciul, tu să cazi în genunchi.
să cazi de parcă ți s-ar fi încărcat o povară de 300 de puduri. Bagă de seamă, dacă îți faci de cap, te uci și te azvârl corbilor să te sfâșie. Am să fac întocmai cum mi-ai poruncit. Când se întoarse Matiușa Cenușiul în curtea palatului, țarul Mirel întrebă: ei, poate duce calul ăsta un viteaz adevărat? De pe mine m-a putut duce, dar pe Maria ta nu știu, vom vedea. În regulă, haide înșeuați-l de grabă să-l încerc eu singur. Au înșeuat calul, însă îndată ce țarul Mire sări în șa, calul se afundă în pământ până la chișițe. Chiar dacă nu-i prea grozav, văd că mă poate ține. Îl lovi ușurel cu biciul și calul căzu în genunchi. Țarul Vahramei cu Nastasia Vahrameevna, precum prinții și boierii, se minunară. Până azi încă n-am văzut pe nimeni să aibă atâta putere. Țarul Mire, descălecând, făcu: nu, nu, Matiușa Cenușiule, adevărații viteji nu călăresc mortăciuni. Cu mârțoage din astea pot să car doar apă cu sacaua. Luați-l să nu-l mai văd în fața ochilor, că de nu îl azvârl pe câlp să se înfructe ciorile și corbii din carnea lui. Țarul Vahramei porunci să fie scos de acolo calul și începu să-și ia rămas bun. Dar țarul Mire zise: ei, și acum, înălțimea voastră, de vreme ce noi am trecut cu bine prin toate încercările, e timpul să aprindem lumânarea de nuntă ca să încheiem toată treaba. Cuvântul meu rămâne neclintit, răspunse țarul Vahramei și porunci fiicei sale să se gătească de nuntă. În cohniile împărătești nici vorbă să se pună berea la dospit sau vinul la limpezit, căci țarul Vahramei avea din belșug de toate. Așa că se apucară cu multă voie bună să rânduiască nunta. Îl cununară pe țar cu Nastasia Vahrameevna și porniră ospățul și veselia. Nastasia Vahrameevna ședea la masa de nuntă și își zicea: ce-ar fi să mai pun odată la încercare puterea bărbatului meu? Și strânse ușurel mâna țarului Mire, dar numai cu jumătate din puterea sa. Țarul nu se putu stăpâni. Simți cum i se urcă sângele în obraj și pe dată își dădu ochii peste cap. Iar mireasa gândi: aha, va să zică asta, ți era puterea, viteazule? Cât de dibace ai izbutit să mă pețești pe mine, o copilă, printr-o înșelăciune. Ba pe deasupra l-ai înșelat și pe tăicuțul meu. Dar nu se dădu de gol, ci îi turnă în pahar și lâmbie: ospătează-te, țarul și stăpânul meu, soțul meu iubit. Iar în gând: așteaptă tu, bărbățele, că nu-ți iert eu cu una cu două înșelăciunea asta. O fi trecut o zi, o fi trecut două, cât s-au tot veselit și s-au ospătat, și iată că țarul Mire se gândi să-și ia rămas bun. Mulțumesc, dragă socrule, pentru primire și pentru aleasă ospitalitate. A venit timpul să plecăm la casa noastră. Au încărcat toată zestrea și au luat rămas bun și vasul a ieșit în larg. Dacă a mers corabia multă sau puțină vreme, cine mai știe? Doar că într-o zi, ieșind țarul pe punte, îl văzu pe Matiușa Cenușiul dormind. Se cufundase într-un somn sănătos și adânc, ca un viteaz ostenit ce era. Deodată, țarul își aminti ce-i spusese cândva Matiușa: Paloș s-o afla, dar n-o să lupți cu el, Maria ta. Și arc o să fie, dar n-o să tragi cu el, că ți-e mâna molâie. Și un cal puternic va fi, dar nu Maria ta-l vei călări. Și o fată frumoasă se va ivi, dar pe altul îl va îndrăgi. Și amintindu-și aceste vorbe, se mânie grozav. Unde s-a mai văzut ca o slugă să vorbească astfel cu țarul său? Și fără de veste, mintea-i fu năpădită de un gând ticălos. Își făcă paloșul și reteză servitorului adormit picioarele de la genunchi în jos și apoi îl îmbrânci în mare. Matiușa Cenușiul abia a avut vreme să-și apuce cu mâna picioarele retezate, dar își puse în gând să ajungă oricât de greu i-ar veni până la țăr. Așa că se lăsă să plutească și tot pluti și pluti pe apă, dacă pluti multă sau puțină vreme, cine mai știe. Doar că într-un târziu simți că e la capătul puterilor. Tocmai atunci îl săltă un val și îl aruncă pe țăr. După ce se odihni puțin, își aminti de pasărea Magai. Că doar n-o să zac aici 100 de ani. Chiar de-ar fi să mă dau cu ea rostogolul și totuși să ajung până la locul unde se află îngropat ulciorul cu băutura tămăduitoare. Când deodată ce să vadă?
un om care venea dinspre țărm împiedicându-se la tot pasul și se ducea direct spre mare. Matiușa Cenușiul îl strigă. Unde te duci? Nu vezi că intri în apă? Păi tocmai asta e, că mi-s ochii în întuneric și nu văd drum. Bine, atunci ține-te după glasul meu. Dar cine ești tu și ce faci aici? Eu stau culcat, nu pot merge, pentru că am picioarele retezate din genunchi. Orbul veni mai aproape și zise. De vreme ce ești văzător, urcă-n de saga mea, eu am să te duc, iar tu o să-mi spui pe unde să merg. Și zicând așa, orbul îl așeză pe Matiușa Cenușiul în desaga sa. Am auzit de la niște bătrâni cum că s-ar afla pe aici pe undeva apă vie. Ce bine ar fi dacă și noi doi am dat de ea. Tu ți-ai vindecat picioarele, iar eu mi-aș umezi ochii cu ea și aș vedea lumina zilei din nou. Eu știu unde se află băutura tămăduitoare. Dacă o să mă duci în cârcă, o să-ți arăt drumul și ție. Și iată că au mers așa și au tot mers. Că de, repede, doar povestea se povestește. Mai a nevoie, fapta se săvârșește. Dar orbul și ologul mergeau și tot mergeau înainte. Când osteneau, se opreau să se odihnească, mâncau poame și ciuperci, ba uneori se procopseau și cu câte o sălbăticiune, și din nou la drum. Merseră ei așa prin câmpii deschise și prin păduri întunecoase, trecură prin mlaștini și stufărișuri până ajunseră în acea pădure, în care Matiușa Cenușiul îi ocrotise de urgia furtunii pe puii din cuib. S-au apropiat de stejarul cu pricina, iar orbul și-a dat jos de pe umeri de sagă. Matiușa Cenușiul se rostogori până la trunchiul copacului și cât ai clipi, dezgropă ulciorul de aramă. Umezicul icoarea tămăduitoare ochii fratelui său de cruce și orbul își recăpătă vederea. De bucurie, acesta râdea și plângea totodată spunându-i: om bun, îți mulțumesc! 100 de ani am să țin minte binele ce mi l-ai făcut. Ei, și acum, ajută-mă să-mi prind și eu picioarele la loc. Așezară picioarele lui Matiușa, le potriviră cum se cuvine și apoi le stropiră cu apă vie și picioarele se făcură ca mai înainte. Ei, așa va să zică, fiecare dintre noi a dobândit ceea ce îi trebuia, rosti Matiușa Cenușiul. Acum, haide să mergem să aflăm ce mai e nou prin împărăția noastră. Că țarul de aici, pentru că l-am slujit cu credință, m-a răsplătit cu dărnicie. Mi-a retezat picioarele de la genunchi pe când dormeam și m-a zvârlit în mare. Trebuie numai decât să-l văd și să-i plătesc cu vârf și îndesat pentru tot binele ce mi l-a făcut. Apoi, fiecare dintre ei sorbi câte o gură din băutura tămăduitoare și toată oboseala se duse de parcă le-o luase cineva cu mână, iar puterea li se făcu de 2 ori mai mare ca înainte. Ieșiră din pădure și nu mult după aceea se ivi în fața lor și orașul. În preajma orașului, pe pășunile împărăției, păștea o cireadă mare de vaci. Când se apropiară, Matiușa Cenușiul recunoscu văcarul cerezii pe fostul său țar. Îl întrebă: a cui să fie împărăția asta? Văcarul izbucni în plâns. Vai mie, vai mie, oameni buni, voi nu-mi cunoașteți amarul. Împărăția aceasta a fost a mea, iar eu eram țarul său mai dinainte vreme. Acum însă, vedeți și voi, pasc vacile. Am domnit mulți ani de zile necăsătorit, dar după aceea, ducându-mă departe la capătul pământului, peste 9 mări și 9 țări, în împărăția lui Vahramei, am pețit-o pe fica acestuia, pe viteaza și neînfricata Anastasia Vahrameevna. Aceasta, de cum a aflat că nu sunt înzestrat cu putere de viteaz, mi-a poruncit să pasc vacile, iar ea a trecut în locul meu la cârma împărăției. În fiecare zi, îndată ce aduc vacile acasă, mă ceartă, mă umilește cu tot soiul de vorbe și mă lasă să rap de foame. Îți mai amintești ce-ți spuneam? Și o fată frumoasă se-i va ivi, dar pe altul va îndrăgi? Se vede că și de data asta s-a întâmplat așa cum am spus eu. Atunci țarul văcar îl recunoscu pe Matiușa Cenușiul și izbucni în hohote de plâns mai puternice ca înainte. Of, Matiușca Cenușiule, ajută-mă să-mi recapăt împărăția! Drept răsplată o să te fac ministru, iar fratelui tău de cruce o să-i dăruiesc titlul de prinț și o țărișoară. Iată, uită ce blând ești și ce darnic în făgăduiel când te afli la ananghie. Se vede că ai uitat cum m-ai răsplătit pentru felul în care te-am slujit, nu-i așa?
ar trebui să te ucid. Dar nu vreau să mânjesc mâinile. Cară-te din împărăția asta să nu te mai văd în vecii vecilor. Bagă de seamă, dacă mai ieși vreodată în cale, singur vei fi vinovatul. Auzind asemenea vorbe, țarul Văcar se sperie de moarte și o luă la sănătoasa. Doar cât l-au zărit și s-a și făcut nevăzut acel țar. Iar Matiușa Cenușiul, împreună cu fratele său de cruce, intrară în oraș și se rugară de o bătrânică ce trăia în curtea din dosa palatului să le îngăduie să rămână acolo peste noapte. Tot uitându-se la Matiușa Cenușiul, bătrâna zise: Mi se pare că te-am mai văzut undeva, vrednicule voinic. Nu cumva ești sacagiul care ducea apă la curtea țarului? Iar Matiușa Cenușiul recunoscu: Eu sunt bunicuțo. Vai de mine, puiule dragă, te-ai întors viu și nevătămat, va să zică. Pe aici se zvonise că ai murit chipurile. Acum este un sacagiu nou aici. O cană de apă nu vrea să dea nimănui. Nu-i ca tine care le dădeai și săracilor și schilozilor câtă apă voiau. De aceea toți te pomenesc și te jelesc. Și bătrâna noastră se apucă de treabă. Le dădu vrednicilor voinici să mănânce și să bea și le pregăti baia. Oaspeții se spălară de praful drumului, se îmbăiară și se cufundară în somn adânc să se odihnească. Iar bătrânica se duse la curtea împărătească și le dădu de știre tuturor. S-a întors în oraș Matiușa Cenușiul. Vestea ajunse și la odăile domnești. Împărăteasa-i porocii unei țigăncușe cu fața smulită și ochi de cărbune: Cheamă-l aici de îndată pe Matiușa Cenușiul. Și Matiușa Cenușiul se înfățișă la chemarea împărătesei. Când l-a văzut Nastasia Vahrameevna, a coborât fuga fuguța din pridvorul înalt, a venit alergând și l-a prins de mâinile ei albe pe voinic. Nu mi-a fost hărăzit cel ce paște vacile, ci mi-a hărăzit cel ce a știut să mă pețească. Credeam că nu mai ești printre cei vii. Nesuferitul de țar povestea că chipurile te-ai îmbăta criță când erai pe vas și ai căzut în mare. Ce te-am mai plâns, ce te-am mai jelit, iar pe nesuferitul de țar l-am trimis să pască vacile. Și atunci Matiușa Cenușiul îi spuse adevărul adevărat. Cum i-a retezat picioarele țarul pe când el dormea, cum l-a aruncat în apă, iar după aceea, cum el și fratele lui de cruce au dobândit apa vie. Cât despre Văcar să nu mai vorbim. Acum s-a dus parcă l-a înghițit pământul și niciodată de azi înainte nu o să mai îndrăznească să dea ochii cu mine. Țarina l-a dus pe Matiușa Cenușiul în iatac și a rânduit o masă cu fel de fel de băuturi și mâncăruri și îl tot îmbia pe musafir. Mănâncă, mănâncă, drag și scump prieten! Matiușa Cenușiul, după ce bău și mâncă, începu să-și ia rămas bun. Acum trebuie să plec, mă duc să-mi văd părinții. Nastasia Vahrameevna porunci să-i se pregătească o caleașcă. Mergi sănătos, dar să-i aduci aici cât mai degrabă pe tatăl și pe mama ta, ca să trăiască și ei alături de noi. Și Matiușa Cenușiul îi aduse pe părinții săi și îndată după aceea au făcut nunta și un ospăț de pomină. Matiușa Cenușiul trecu la cârma împărăției, iar pe fratele său de cruce îl investi ministru. Și au început cu toții să trăiască, să viețuiască, averi să agonisească, necazul să locolească. Ivan Țarevici și lupul Cenușiu. A fost odată un împărat, Berindei împărat, care avea trei feciori. Pe Mezin îl chema Ivan. Și împăratul acesta avea o livadă minunată. În livadă creștea un măr cu mere de aur. De la o vreme, în livada împăratului, cineva se furișa, mere de aur fura. Împăratul îi părea tare rău de livada sa. El își trimise acolo toți păzitorii, dar niciun fel de păzitori n-au fost în stare să prindă hoțul. Împăratul se întristă și nu mai voie nici să mănânce, nici să bea. Feciorii începură să-l îmbărbăteze. Tăicuțule scump, nu mai fi trist, las că ne ducem noi să păzim grădina. Cel mai mare dintre feciori zise: Azi o să fie rândul meu, mă duc eu să păzesc grădina și să prind hoțul. Și feciorul cel mare plecă, dar oricât umblă el toată seara, nu prinse pe nimeni și cuibărindu-se în iarba moale, a dormit.
Dimineața, împăratul l-a întrebat: "Ia zi, ai vreo veste bună pentru mine? Ai văzut hoțul?" "Nu, dragă tăicuțule, n-am dormit toată noaptea, un ochi n-am închis, dar de văzut n-am văzut pe nimeni." În noaptea următoare s-a dus să facă de pază feciorul mijlociu, care dormi și el până către ziua, iar a doua zi dimineața spuse că n-a văzut hoțul. Veni rândul mezinului să facă de pază și s-a dus Ivan Țarevici să păzească grădina tatălui său. Îi era teamă până și să se așeze o clipă, dar minte încă să se culce. De îndată ce îl năpădea somnul, se spăla repede cu rouă de pe iarbă și somnul pierea de pe ploapele lui. Trecuse de miezul nopții când deodată i se năzări că în grădină e lumină. Mai multă, din ce în ce mai multă lumină. Dintr-un capăt în altul, grădina era scăldată în lumină ca ziua. Și atunci văzu cum pe mărul cu pricina se lasă din zbor pasărea de foc și începe să lovească merele cu ciocul. Ivan Țarevici se furișă încetişor până la măr și înhăță pasărea de coadă. Pasărea de foc zvâcni și-și luă zborul, iar el rămase cu o pană din coada ei în mână. A doua zi dimineața, Ivan Țarevici s-a înfățișat tatălui său. "Ei, ce vrei să-mi spui, dragul meu Ivan? Poate ai prins tu hoțul?" "Tăicuțule dragă, de prins nu l-am prins, dar am dat de urma celui care ne pradă grădina. Uite, ți-am adus o amintire de la hoață. Iar hoața, tăicuțule, e pasărea de foc." Împăratul luă pana păsării și din ziua aceea începu să bea și să mănânce și nu mai fu trist. Dar iată că după o bună bucată de vreme, toate gândurile lui începură să se îndrepte către pasărea de foc. Își chemă feciorii și le zise: "Dragii mei copii, ar fi bine să încărecați niște cai buni, să plecați în lumea largă, să cunoașteți și alte locuri, căci cine știe, poate veți da pe undeva de urma păsării de foc." Feciorii au făcut plecăciune în fața părintelui lor, au încălecat cai buni și au pornit la drum. Feciorul cel mare într-o direcție, cel mijlociu în altă direcție, iar Ivan Țarevici în a treia direcție. Dacă Ivan Țarevici a mers mult, ori dacă a mers puțin, cine mai știe? Era o zi caldă de vară. Ostenit, Ivan Țarevici descălecă, își împiedică bine calul, iar el se cufundă într-un somn adânc. Dacă a trecut multă vreme sau puțină vreme, cine ar putea spune? Doar că atunci când Ivan Țarevici s-a trezit, calul ia-l de unde nu-i. Așa că s-a dus să-l caute. A umblat și a tot umblat, dar de găsit nu i-a găsit decât oasele. Și s-a întristat Ivan Țarevici. Cum să bată atâta cale fără cal? "Ei, n-am încotro," și-a zis el. "Un lucru început trebuie dus până la capăt." Și a pornit pe jos. A mers, a mers, până a obosit de moarte. Atunci s-a lăsat pe iarba moale și ședea acolo supărat nevoie mare. Deodată ieși ca din pământ un lup cenușiu și alergă în calea lui. "De ce ești atât de supărat, Ivan Țarevici? Și de ce șezi aici cu capul plecat?" "Cum să nu fiu mâhnit, lupule cenușiu? Am rămas fără calul meu cel bun." "Ivan Țarevici, eu ți-am mâncat calul, mi-e milă de tine. Dar spune-mi, de ce ai plecat pe meleaguri îndepărtate și încotro te îndrepți?" "Păi m-a trimis tătuca să colind prin lumea largă și să găsesc pasărea de foc." "Pii, cu calul tău, bun cum zici că era, nici în 3 ani n-ai fi ajuns la pasărea de foc. Și apoi nimeni în afară de mine nu știe unde trăiește ea. Dar fie, de vreme ce toți am mâncat calul, o să te slujesc cu supunere și credință. Urcă-te în spatele meu și ține-te zdravă." Ivan Țarevici l-a încălecat și lupul cenușiu a luat-o la goană. Prin pădure albastre pe nesimțite trecea, iar coada cărare peste lacuri o așternea. Dacă au mers mult ori puțin, cine mai știe? Atâta doar că tot gonind, au ajuns la o cetate cu ziduri înalte. Lupul cenușiu zise: "Ascultă, Ivan Țarevici, ce spun și ține minte! Sar zidul, nu te teme, e o oră potrivită, toți paznicii dor. O să vezi în turnul cetății o ferăstruică,
Pe pervazul acesteia e o colivie de aur, iar în colivie se află pasărea de foc. Tu ia pasărea, ascunde-o în sân, dar fii cu băgare de seamă, nu cumva să te atingi de colivie. Ivan Țarevici sări zidul, văzu turnul cu ferăstruica pe pervazul căreia era colivia de aur, iar în colivie pasărea de foc. Luă pasărea, o ascunse în sân, dar nu-și putea lua ochii de la colivie. Inima-i bătea să se spargă de tulburare. Vai, ce colivie! E de aur, e neprețuită! Cum s-o las aici? Și uită ce-i poruncise lupul. Dar îndată ce atinse colivia, porni prin toată cetatea o zarvă nemaipomenită. Trâmbițele răsunau, tobele băteau, paznicii se treziră, îl înhățară pe Ivan Țarevici și îl duseră la țarul Afron. Țarul Afron îl întrebă mânios: al cui ești tu și de unde vii? Sunt Ivan Țarevici, feciorul lui Berindei împărat. Vai de mine, ce rușine! Fiu de țar și umbli după furat! Asta e bună, dar când pasărea dumitale zbura și livada noastră o distrugea. Trebuia să vii la mine, să mă rogi din tot sufletul și ți-aș fi dat pasărea din respect pentru taică-tu Berindei împărat. Acum însă am să răspândesc prin toate orașele faima proastă despre voi. Dar mă rog, dacă mi îndeplinești însărcinarea ce ți-o voi da, te iert. Uite, în cutare împărăție, țarul Cusman are un cal cu coama de aur. Adu-mi aici calul și atunci îți dau și eu pasărea de foc cu colivie cu tot. Ivan Țarevici s-a întristat și s-a întors la lupul cenușiu. Iar lupul făcu către el: doar ți-am spus să nu clintești din loc colivia. De ce nu mi-ai ascultat porunca? Iertare, lup cenușiu, iertare! Halal iertare! Fie, haide, încalecă-mă! Ai intrat în horă, trebuie să și joci. Și iar a luat-o la goană lupul cenușiu, ducându-l pe Ivan Țarevici. Dacă au mers mult ori puțin, cine mai știe? Doar că au ajuns în goana mare până la cetatea în care se afla calul cu coama de aur. Sari zidul, Ivan Țarevici, paznicii dorm. Du-te la grajd, ia calul, dar fii cu băgare de seamă, nu cumva să te atingi de căpăstrul lui. Ivan Țarevici sări gardul cetății, acolo toți paznicii dormeau, intră în grajd, prinse calul cu coama de aur, dar râvni la căpăstru. Era împodobit cu aur și pietre prețioase. Un căpăstru din acesta era tocmai bun să-ți plimbi calul cu el. Ivan Țarevici atinse ușurel căpăstrul și se porni o zarvă nemaipomenită prin toată cetatea. Trâmbițele răsunară, tobele bătură, paznicii se treziră, îl înșfăcară pe Ivan Țarevici și îl duseră la țarul Cusman. Al cui ești și de unde vii? Sunt Ivan Țarevici. Ia te uită, cum ți-a trecut prin minte o prostie ca asta, să furi un cal? Un țăran de rând nu s-ar fi învoit să o facă. Mă rog, fie, o să te iert, Ivan Țarevici, dar numai dacă mi îndeplinești sarcina ce ți-o-i da. Țarul Dalmat are o fată, prea frumoasa Elena. Răpește-o, adă-mi-o aici și eu o să-ți dau calul cu coama de aur împreună cu căpăstrul lui. Și se duse Ivan Țarevici de asta dată și mai mâhnit la lupul cenușiu. Doar ți-am spus, Ivan Țarevici, nu cumva să atingi căpăstrul și n-ai vrut să-mi asculți porunca. Iertare, lup cenușiu, iertare! Halal iertare! Bine, fie, urcă în spatele meu! Și iar o luă la goană lupul cenușiu, ducându-l pe Ivan Țarevici. Au ajuns în goana mare la țarul Dalmat. În grădina cetății sale se plimba prea frumoasa Elena, cu slujnicele sale, cu dădacele după ea. Lupul cenușiu zise: de data asta nu te mai las pe tine! Mă duc eu însumi, iar tu pornești-o înapoi pe drumul pe care am venit, cândată te ajung și eu din urmă. Ivan Țarevici porni înapoi pe drumul pe care veniseră, iar lupul cenușiu sări zidul și țuști în grădină. Se ascunse într-un tufiș și când se uită, prea frumoasa Elena tocmai ieșise afară cu slujnicele și dădacele ei la plimbare. Se plimbară ele cât se plimbară,
dar îndată ce se despărți de slujnice și de dace, lupul cenușiu o înhăță pe prea frumoasa Elena, o urcă în spate și o luă la sănătoasa. Ivan Țarevici mergea, cum i s-a spus, pe drumul pe care veniseră, când deodată îl ajunse din urmă lupul cenușiu, iar în spatele acestuia se afla prea frumoasa Elena. Ivan Țarevici s-a bucurat, dar lupul i-a zis: "Urcă iute în spatele meu, nu cumva să fi pus poteră pe urmele noastre." Și o luă la goană lupul cenușiu, împreună cu Ivan Țarevici și prea frumoasa Elena, înapoi pe drumul pe care veniseră, prin pădure albastre pe nesimțite trecea, iar coada cărare peste râuri și lacuri o așternea. Dar că au mers mult ori puțin, cine mai știe? Atâta doar că, tot gonind, au ajuns la țarul Cusman. Lupul cenușiu întrebă: "De ce taci, Ivan Țarevici? De ce ești mâhnit?" "Păi cum să nu fiu mâhnit, lupule cenușiu? Cum o să mă despart eu de mândrețea asta de copilă? Cum s-o dau pe prea frumoasa Elena în schimbul unui cal?" Lupul cenușiu i-a răspuns: "Nu o să te despart eu de frumoasa asta, pe ea o ascundem undeva, eu mă prefac în prea frumoasa Elena și tu mă duci țarului." Zis și făcut, pe prea frumoasa Elena o ascunseră într-o mică izbă din pădure, iar lupul cenușiu se dădu odată peste cap și se prefăcu într-o copilă a idoma prea frumoasă Elena. Ivan Țarevici îl luă și îl duse țarului Cusman. Țarul se bucură și zise cu recunoștință: "Îți mulțumesc, Ivan Țarevici, că mi-ai adus-o ca soție. Primește din partea mea calul cu coamă de aur, împreună cu căpăstrul lui." Ivan Țarevici încălecă pe calul primit și plecă după prea frumoasa Elena. O luă, o urcă pe cal și porniră amândoi la drum. Între timp, țarul Cusman făcu nunta, banchetul ziua întreagă până în seară, dar îndată ce veni vremea să meargă la culcare, când o duse pe prea frumoasa Elena în iatac și se culcă în pat alături de ea, ce să vadă? Un bot de lup în locul tinerei soții. De spaimă țarul căzu din pat, iar lupul o luă la sănătoasă. Când îl ajunse din urmă pe Ivan Țarevici, lupul cenușiu îl întrebă: "Spune, Ivan Țarevici, de ce mai ești atât de îngândurat?" "Păi cum să nu cad pe gânduri? Îmi pare nespus de rău să mă despart de o comoară ca asta, calul cu coama de aur, și să iau în schimb pasărea de foc." "Lasă, nu te întrista, născocesc eu ceva să te ajut." Și iată-i ajuns la țarul Afron. Lupul zise: "Tu ascunde calul și pe prea frumoasa Elena, iar eu mă prefac într-un cal cu coamă de aur pe care să îl duci țarului Afron." Acestea fiind zise, o duseră în pădure pe prea frumoasa Elena, împreună cu calul cu coama de aur. Lupul cenușiu se dădu peste cap și se prefăcu într-un cal cu coama de aur. Ivan Țarevici luă calul și îl duse țarului Afron. Țarul se bucură și dădu în schimb pasărea de foc și colivia de aur a acesteia. Ivan Țarevici se întoarse pe jos în pădure, o urcă pe prea frumoasa Elena pe calul cu coamă de aur, luă colivia de aur cu pasărea de foc și porni la drum spre meleagurile de baștină. Țarul Afron porunci să-i fie adus calul primit în dar, însă tocmai când se pregătea să-l încalece, ce să vadă? Calul se prefăcu un lup cenușiu. De spaimă, țarul se prăbuși la pământ, iar lupul cenușiu o luă la sănătoasa și în curând îl ajunse din urmă pe Ivan Țarevici. "Și acum rămâi cu bine, Ivan Țarevici, că eu nu pot merge mai departe." Ivan Țarevici coborâ de pe cal și, făcând 3 plecăciuni până la pământ, îi mulțumi lupului cenușiu. Dar acesta zise: "Lasă că doar nu ne despărțim pentru totdeauna, o să mai ai nevoie de mine." Ivan Țarevici gândi: "Pentru ce să mai am nevoie de tine? Că doar toate dorințele îmi sunt îndeplinite." Încălecă pe calul cu coama de aur și o porni mai departe împreună cu prea frumoasa Elena și cu pasărea de foc. Când ajunse pe meleagurile sale, îi trecu prin minte să prânzească. Luase cu el puțină pâine, așa că mâncară, apă de izvor băură și se culcară să se odihnească. Îndată ce Ivan Țarevici a dormit, dădură peste el ceilalți 2 frați. Colindaseră alte pământuri căutând pasărea de foc,
și acum se întorceau acasă cu mâinile goale. De cum l-au văzut, și-au dat seama că Ivan Țarevici dobândise totul și pe dată căzură la învoială. Haide să-l ucidem și atunci prada va fi a noastră. Hotărârea fiind luată, ei îl uciseră pe Ivan Țarevici, apoi încălecară pe calul cu coama de aur, luară pasărea de foc, o așezară pe cal pe prea frumoasa Elena și, amenințând-o, îi ziseră: bagă de seamă să nu sufli o vorbă acasă. Ivan Țarevici zăcea mort, deasupra lui prinseră să se rotească corbii. Deodată, pe neașteptate, ajunse acolo în goana mare lupul cenușiu. El înhăță dintr-o mișcare un corb și un pui de corb. Tu, corbule, ia-ți zborul după apă vie și apă moartă. Îndată ce mi-aduce apă vie și apă moartă, îți dau înapoi puiul. Corbul n-a avut încotro, își luă zborul, iar lupul rămase să-l țină prizonier pe puiul de corb. Dacă a zburat mult sau puțin corbul, cine mai știe? Atâta doar că el aduse apă vie și apă moartă. Lupul cenușiu stropi cu apă moartă rănile lui Ivan Țarevici, rănile se vindecară, îl stropi cu apă vie, Ivan Țarevici învie. Vai, am dormit buștean! Ai dormit buștean, n-am ce zice, făcu lupul cenușiu. Dacă nu eram eu, nu te-ai mai fi trezit în vecii vecilor. Frații tăi, cei de un sânge cu tine, te-au ucis și-au pus stăpânire pe bunurile tale. Haide, încalecă-mă repede! Îndată s-au așternut la drum, gonind din răzputeri pe urmele celor doi frați pe care i-au ajuns. Cum au dat de ei, lupul cenușiu i-a sfâșiat făcându-i bucățele pe care le-a împrăștiat pe toată câmpia. Ivan Țarevici făcu o plecăciune adâncă în fața lupului cenușiu și-și lua rămas bun de la el pentru totdeauna. Și se întoarse Ivan Țarevici acasă, călare pe calul cu coama de aur, îi aduse tatălui său pasărea de foc, iar ca soție pentru sine, pe prea frumoasa Elena. Berindei împărat se bucură văzându-l și începu să-l întrebe pe fecior de una, de alta. Iar Ivan Țarevici se porni pe povestit. Cum îl ajutase lupul cenușiu să dobândească toate bunurile? Cum l-au ucis cei doi frați pe când dormea? Și cum lupul cenușiu, la rândul lui, îi sfâșiase pe amândoi. Berindei împărat se necăji puțin, dar în scurtă vreme tristețea îi se risipi. Iar Ivan Țarevici se căsători cu prea frumoasa Elena, cu care începu să trăiască, să viețuiască, necazuri să nu cunoască. Calul năzdrăvan. A fost odată ca niciodată, a fost odată un moș care avea trei feciori. Celui mai mic dintre ei îi spuneau toți Ivanușca Prostănacu. Și moșul acela a semănat într-un an niște grâu. Grâul a crescut tare frumos, numai că se nădise cineva care îl strivea și îl călca în picioare. Atunci moșul le-a zis feciorilor: dragii mei feciori, să stați de pază cu rândul fiecare dintre voi, noapte de noapte, ca să-l păziți și să mi-l prindeți pe hoț. Veni noaptea cea din tâi. Cel mai mare dintre feciori se duse să păzească grâul, dar i se făcu somn. Și atunci se furișă în șura cu fân și dormi până dimineață. Când se întoarse acasă, a doua zi în zori, zise: n-am închis ochii toată noaptea, am păzit grâul. Am înghețat bocnă, dar n-am văzut niciun hoț. În cea de-a doua noapte se duse feciorul cel mijlociu și dormi până dimineața în șura cu fân. În cea de-a treia noapte veni rândul lui Ivanușca Prostănacul să se ducă la păzit. El își puse în sân o plăcintă, luă o funie și plecă. Îndată ce ajunse în câmp, se așeză pe un pietrui. Ședea, nu dormea, din plăcintă molfăia și aștepta hoțul. Chiar la miezul nopții se năpusti pe ogorul cu grâu un cal. Părul calului, un fir de aur și altul de argint. Calul alerga, pământul cutremura, din urechi nouri de fum scotea, din nări pălălaie de flăcări țâșnea. Și calul acesta începu să mănânce grâu. Drept e că mai mult îl călca în picioare decât îl mânca. Ivanușca se apropie tiptil de cal și dintr-o mișcare dibace îi aruncă funia pe după gât.
Se smuci calul din toate puterile, dar degeaba. În vremea asta, Ivanușca îi se săltă ușurel în spinare și se prinse zdravând de coamă. Calul începu să alerge nebunește peste câmpuri. Alergă și tot alergă, dar nu izbuti să-l trântească pe călăreț. Atunci încercă să-l înduplece cu binișorul pe Ivanușca. Dă-mi drumul, Ivanușca, lasă-mă slobod, că eu, drept răsplată, făgăduiesc să-ți fac un mare bine. Fie, zise Ivanușca, de dat îți dau eu drumul, dar după aceea cum o să te mai găsesc? Păi, să ieși în câmpia mare, liberă din zare în zare, să fluier de trei ori voinicește și să strigi de slușit vitejește. Calule, năzdrăvanule, roibule, viteazule, te așterne în față-mi de grabă ca frunza căzută în iarbă. Și eu voi fi acolo. Ivanușca-i dădu drumul calului după ce mai întâi îl puse să făgăduiască cum că niciodată nu va mai mânca și nici nu va mai călca în picioare grâu. În zorii zilei veni și Ivanușca acasă. Ei, ce ai văzut, pe unde ai fost? Îl întrebară frații lui. Păi am prins un cal, le răspunse Ivanușca. Părul calului, un fir de aur și altul de argint. Și unde-i calul acela? Păi mi-a făgăduit că nu mai intră în grâu și atunci am dat drumul. Frații nu-i dădură crezarea lui Ivanușca și râseră de el pe săturate. Numai că, chiar din noaptea aceea, nimeni nu se mai atinse de grâul lor. Nu mult după întâmplarea aceasta, țarul trimise soli în toate orașele, în toate târgurile, în toate satele, să facă știută tuturor această chemare. Să se adune boierii și curtenii, negustorii și țăranii de rând, ca să se înfățișeze prea frumoasă Elena, fiica țarului. Țarevna Elena se va afla într-un turn înalt, în dreptul ferestruicii acesteia. Cel ce va izbuti să se salte călare pe calul său până la odrasla țarului și va lua inelul de aur din degetul acesteia, aceluia îi va fi soție. Și iată că în ziua arătată încep și frații mai mari să se pregătească de plecare la palatul țarului, nu pentru a încerca să se salte până la fereastra turnului, ci doar să-i privească pe ceilalți avântându-se. Iar Ivanușca prostănacul prinse să se roage de ei. Scumpii mei frățiori, rogu-vă, dați-mi și mie un căluț cât de mic să merg și eu să o văd pe prea frumoasa țarevnă. Cum să te duci tu, prostănacule? Vrei să aibă lume de cine râde? Mai bine șezi colea pe vatră și joacă-te în cenușă. Cei doi frați plecară, iar Ivanușca le zise soțiilor acestora. Dați-mi un paneraș să fac și eu măcar o treabă, să mă duc în pădure să culeg ciuperci. Luă panerașul și se duse echipurile să culeagă ciuperci. Ieși Ivanușca în câmpia mare, liberă din zare în zare, și aruncând panerașul sub o tufă, fluieră de trei ori voinicește și strigă desrușit vitejește. Calule, năzdrăvanule, roibule, viteazule, te așterne în față-mi de grabă ca frunza căzută în iarbă. Calul alerga, pământul cutremura, din urechi nouri de fum scotea, din nări pălălaie de flăcări țâșnea. Veni într-o goană și rămase încremenit în fața feciorului. Care ți-e porunca, Ivanușca? Vreau să merg să o văd pe fiica țarului, pe prea frumoasa Elena, a răspuns Ivanușca. Prea bine, strecoară-te în urechea mea dreaptă și ieși prin cea stângă. S-a strecurat Ivanușca în urechea dreaptă, a ieșit prin urechea stângă a calului și s-a prefăcut într-un voinic falnic și chipeș, cum n-ai putea nici cu gândul să gândești, nici în vis să închipuiești, nici în povești să-l găsești, nici cu pana să-l zugrăvești. A încălecat calul năzdrăvan și a pornit la galop direct spre oraș. Pe drum își ajunse din urmă frații, trecu în goană pe lângă ei și le-o luă înainte acoperindu-i cu nori de praf. Ținând-o tot într-un galop, Ivanușca ajunse în piața orașului, chiar lângă palatul țarului. Și ce să vadă, se adunase acolo lume, câtă frunză și iarbă. Iar în turnul cel înalt, la fereastră, ședea țarevna, prea frumoasa Elena. Inelul din degetul ei strălucea de-ți lua ochii, era neprețuit, iar țarevna, frumoasă ca o zână. Cu toții o priveau, dar să se salte până la ea nu se încumeta niciunul. N-aveau chef să-și frângă gâtul. Și atunci Ivanușca îmboldi cu călcâiele calul năzrăvan. Calul fornăii, necheză, se săltă și ajunse sus, doar trei bârne mai erau până la fereastra țarevnei. Mare fu mirarea celor de față,
dar Ivanușca întoarse calul și se făcu nevăzut. Oamenii strigau într-un glas: cine era? Cine era? Însă pe Ivanușca parcă îl înghițise pământul. Văzuseră cu toții de unde venise, dar n-a văzut nimeni încotro plecase. Acum, după ce gonise din răsputeri, Ivanușca ajunse în câmpia mare, coborâ de pe cal, îi se strecură în urechea stângă, ieși prin urechea dreaptă și se prefăcu din nou în Ivanușca prostănacul. I-a dat drumul calului năzdrăvan, a cules din pădure un paneraș plin cu ciuperci otrăvitoare și le-a dus acasă. Ia uitați-vă ce ciuperci bune am adus! Soțiile fraților l-au luat la rost pe Ivan. Astea-s ciuperci bune, prostănacule, să le mănânci tu singur! Ivanușca a zâmbit, s-a suit pe vatră și s-a așezat acolo. Îndată ce s-au întors acasă, frații au pornit să le povestească soțiilor ce văzuseră în oraș. Dacă ați fi fost acolo, dragele noastre, să fi văzut ce mândrețe de voinichi s-a înfățișat țarului! De când suntem pe lume, n-am auzit de unul ca el. Și când s-a săltat odată cu calul, a ajuns sus, doar 3 bârne mai erau până la fereastra țarevnei. Ivanușca, cum stătea culcat pe vatră și zâmbea, zise: scumpii mei frățiori, oare nu eram eu voinicul acela? Cum era să fii tu, prostănacule? Șezi acolo pe vatră și prinde muște. A doua zi, frații mai mari au plecat din nou la oraș, iar Ivanușca a luat panerașul și s-a dus după ciuperci. Ieși în câmpia mare, liberă din zare în zare, și aruncând panerașul, fluieră de 3 ori voinicește și strigă deslușit vitejește: calule năzdrăvanule, roibule viteazule, te așterne-n față-mi de grabă ca frunza căzută în iarbă. Calul alerga, pământul cutremura, din urechi nouri de fum scotea, din nări pălălaie de flăcări țâșnea. Veni într-o goană și rămase încremenit în fața lui Ivanușca. Ivanușca se strecură în urechea dreaptă, ieși prin urechea stângă a calului năzdrăvan și se prefăcu în voinicul voinicilor. Încălecă și goni la palat. În piață, ce să vadă? Se adunase și mai multă lume decât prima dată. Cu toții se minunau și se desfătau privind-o pe țarevna, dar să se salte până la ea nu-i trecea niciunuia prin minte, că doar cine ar fi avut chef să-și frângă gâtul? Și atunci Ivanușca își îmboldi calul cu călcâile. Calul năzdrăvan necheză și ajunse sus, doar 2 bârne mai erau până la fereastra țarevnei. Ivanușca își întoarse calul năzdrăvan și pe dată dispăru. Văzuseră cu toții de unde venise, dar n-a văzut nimeni încotro plecase. Iar Ivanușca se și afla în câmpia mare. I-a dat drumul calului năzdrăvan, iar el s-a dus acasă. S-a suit pe vatră, s-a așezat acolo și a început să-și aștepte frații. Când s-au întors acasă, frații au povestit: dragele noastre, iar a venit mândreția aceea de voinic. Doar 2 bârne mai avea până la fereastra țarevnei. Iar Ivanușca iar zice către ei: scumpii mei frățiori, oare nu eram eu voinicul acela? Stai cu minte, prostănacule, și nu te băga în vorbă. A treia zi frații se pregăteau să plece iar, când Ivanușca le-a zis: dați-mi măcar un căluț mai prost, să merg și eu cu voi. Stai acasă, prostănacule, numai tu lipsești acolo. Ziseră asta și plecară. Ivanușca ieși în câmpia mare, liberă din zare în zare, fluieră de 3 ori voinicește și strigă deslușit vitejește: calule năzdrăvanule, roibule viteazule, te așterne-n față-mi de grabă ca frunza căzută în iarbă. Calul alerga, pământul cutremura, din urechi nouri de fum scotea, din nări pălălaie de flăcări țâșnea. Veni într-o goană și rămase încremenit în fața lui Ivanușca. Ivanușca se strecură în urechea dreaptă și ieși prin urechea stângă a calului. Se prefăcu în voinicul voinicilor și goni la palatul țarului. Se năpusti în galop până lângă turnul cel înalt, dădu bice calului, calul năzdrăvan necheză mai tare decât înainte, izbi pământul cu copitele, se săltă și ajunse la fereastră. Ivanușca sărută buzele roșii ca sângele ale țarevnei, îi scoase din deget inelul de preț și dispăru în goana mare. Pe loc începură cu toții să strige, să țipe și să dea din mâini: prindeți-l, puneți mâna pe el! Dar pe Ivanușca parcă îl înghițise pământul.
doar cât l-au zărit și dus a fost. El i-a dat drumul calului și a venit acasă. Avea o mână legată cu o cârpă. Dar ce ai pățit, mă rog? L-au întrebat cumnatele lui. Păi, căutam ciuperci și m-am înțepat într-un ciot. Și se urcă pe vatră. Când s-au întors frații, au început să povestească ce și cum a fost. Dragele noastre, de data asta voinicul acela, când s-a săltat odată, a ajuns până la țarevnă, a sărutat-o pe buze și a scos inelul din deget. Ivanușca, ghemuit pe după horn cum era, o ținea una și bun. Scumpii mei frățiori, oare nu eram eu voinicul acela? Stai cu minte, prostănacule, nu mai trâncăni degeaba! Chiar atunci, lui Ivanușca i-a trecut prin minte să se mai uite odată la inelul cel scump al țarevnei. Abia apucă să-și scoată cârpa, că toată casa fu năpădită de lumină. Astâmpără-te, prostănacule, nu te mai juca cu focul! Au strigat frații lui. Ce vrei să dai foc casei? Cred că e timpul să te alungăm de acasă. Ivanușca n-a zis nimic, doar și-a înfășurat mâna cu inelul din nou în cârpă. Peste 3 zile, țarul trimise o nouă chemare, cum că trebuie să se adune, de la mic la mare, tot poporul împărăției la palat, la un ospăț, și că nimeni să nu cuteze a rămâne acasă. Cineva ne socoti ospățul țarului, o să îi se reteze capul. N-au mai avut încotro cei doi frați, au trebuit să-l ia la ospăț și pe Ivanușca prostănacul. Veniră, se așezară la mesele din lemn de stejar acoperite cu fețe înflorate, stătură să mănânce, să bea și să vorbească de una alta. Iar Ivanușca s-a furișat pe cuptor și stătea acolo într-un colțișor. Prea frumoasa Elena trecea pe rând de la un musafir la altul și îmbia pe toți cu vin și cu mied, iar în vremea asta îi cerceta cu privirea pe fiecare, nu cumva are pe deget inelul ei cel scump. Numai că nu-și văzu inelul la nimeni. Tot trecând așa de la unul la altul, ajunse și la ultimul oaspete, la Ivanușca. El ședea ghemuit după sobă, avea pe el o hăinuță ponosită și niște opinci găurite, iar o mână și-o ținea legată cu o cârpă. Privindu-l, frații își ziceau, ia te uită, țarevna-l cinstește cu vin pe Ivașca a nostru. Iar țarevna, după ce întinse lui Ivanușca paharul, îl întrebă. Spune-mi, voinicule, de ce ți-e mâna legată? Am fost la pădure să culeg ciuperci și m-am înțepat într-un ciot. Ia desfă legătura, să văd și eu ce ai. Ivanușca își scoase cârpa și pe degetul lui începu să strălucească și să scânteieze inelul țarevnei. Țarevna se bucură nespus, îl luă de mână pe Ivanușca, îl duse în fața tatălui său și zise: uite, tată, mi-am găsit mirele! L-au îmbăiat, l-au pieptănat, l-au îmbrăcat pe Ivanușca, care de acum înainte nu mai era Ivanușca prostănacul, ci voinicul voinicilor, așa că nici nu-l mai puteai recunoaște. Dar cine mai stătea să le lămurească, să le tălmăcească pe toate? Un lucru e știut însă, că odată cu ospățul plin de veselie, porniră să sărbătorească și nunta. La ospățul acela și eu am petrecut, vin și mied am tot băut, pe mustăți mi se prelingea, dar în gură nu-mi nimerea. Du-te acolo nu știu unde, adu-mi aia nu știu ce. A fost odată, într-o anume țară, un țar necăsătorit. Și avea acel țar în slujba sa un arcaș pe nume Andrei. Într-o zi s-a dus Andrei arcașul la vânătoare. A umblat prin pădure o zi întreagă, dar n-a avut noroc, n-a întâlnit nicio sălbăticiune. Era către seară. Omul se întorcea acasă, cuprins de tristețe. Tocmai atunci văzu o turturea stând într-un copac. Haide, își zise el, s-o dobor măcar pe asta. Trase și o răni, turtureaua se prăbuși din copac pe pământul jilav. Andrei o ridică, voia să-i sucească gâtul și s-o bage în tolbă. Însă turtureaua îi vorbi cu grai omenesc. Nu-mi lua viața, Andrei arcașule, nu-mi reteza capul. Ia-mă așa vie cum sunt, du-mă acasă și așează-mă la fereastră. Dar ai grijă, îndată ce vezi că mă prinde somnul, bate-mă fără întârziere, lovește-mă din toată puterea cu mâna dreaptă,
și o să dobândești o mare fericire. Andrei Arcașul se minună. Ce-o mai fi și asta? Când te uiți la ea, vezi că-i pasăre cu adevărat, dar vorbește cu glas omenesc. A dus turtureaua acasă, a pus-o la fereastră, iar el aprins se aștepta. Nu trecu mult și turtureaua își băgă căpșorul sub aripă și începu să picotească. Andrei își aduse aminte de ce-i poruncise pasărea și o lovi din toată puterea cu mâna dreaptă. Turtureaua căzu jos și se prefăcu în Maria Țarevna, o mândrețe de fată și atât de frumoasă cum n-ai putea nici cu gândul să gândești, nici în vis să închipuiești, doar în poveste să zugrăvești. Și Maria Țarevna i-a zis Arcașului: de vreme ce ai știut să mă iei, trebuie să știi să mă și păstrezi, cu un mic ospăț și o nuntă fără zar, și o să rămân să-ți fiu soție veselă și cinstită. Așa s-au înțeles. Și s-a însurat Andrei Arcașul cu Maria Țarevna și trăia cu tânăra lui nevastă veselindu-se. Dar nici de slujbă nu uita. În fiecare zi se scula cu noaptea în cap, pleca la pădure, aduna vânat fel de fel și îl dulcea la cuhnia țarului. Dar n-au trăit multă vreme așa. Maria Țarevna i-a zis: trăiești în sărăcie, Andrei? Da, vezi și tu că așa este. Fără rost de vreo 100 de ruble, cumpără cu banii ăștia mătasă de toate felurile și lasă că îndrepte-o lucrurile. Andrei a ascultat-o, s-a dus pe la prietenii lui și a împrumutat de la unul o rublă, de la altul două, iar cu banii adunați a cumpărat o mătasă de toate felurile și i-a adus-o nevestei. Maria Țarevna i-a zis: culcă-te și dormi, noaptea e un sfetnic bun. Andrei s-a culcat, iar Maria Țarevna s-a pornit să țeasă. A țesut toată noaptea și a făcut un covor ce n-avea seamă pe lume. Era înfățișată acolo toată împărăția, cu orașe și copaci, cu păduri și ogoare, cu păsări în cer, cu fiare sălbatice în munți, cu pești în mări, iar împrejurul tuturor acestora se rotea luna și soarele. A doua zi dimineață, Maria Țarevna i-a dat bărbatului covorul. Du-te cu el la târg și vinde-l negustorilor, dar bagă de seamă, preț pe el tu să nu ceri, ci cât ți-or da, cu atâta să te mulțumești. Andrei luă covorul, îl desfășură și porni cu el printre taberele din târg. Un negustor alergă într-un suflet la el: ascultă, om bun, cât cer pe covor? Tu ești negustor, tu fă-i și prețul. Negustorul s-a gândit, s-a tot gândit și n-a putut găsi un preț pentru covor. Veni în fugă alt negustor și după el mai veniră alții. S-a adunat o gloată neînchipuit de mare de negustori, care priveau covorul, se minunau, dar nu-i puteau găsi prețul. Tocmai atunci trecea prin dreptul tarabelor un sfetnic al țarului care dori să afle ce pune la cale negustorime. Coboră din caleașcă și după ce izbuti cu mare greu să-și facă loc cu coatele prin marea mulțime, zise către cei adunați: bună ziua, negustorilor, oaspeți de peste mări și țări! Despre ce e vorba? Păi uite, așa și așa, nu putem găsi preț pentru covorul ăsta. Sfetnicul țarului se uită la covor și mult se minună și el. Ei, Arcașule, ia spune adevărul adevărat. De unde ai căpătat covorul ăsta atât de frumos? Păi uite, așa și așa, soția mea l-a făurit. Și cât vrei să-ți dau pe el? Păi nu știu nici eu. Soția mi-a poruncit să nu mă tocmesc. Cât îmi vor da, cu atâta să mă mulțumesc. Ei, uite, Arcașule, ține 10.000. Andrei a luat banii, a dat covorul și s-a dus acasă. Iar sfetnicul țarului s-a dus la țar și i-a arătat covorul. Țarul și-a aruncat privirea asupra covorului și, văzând acolo ca în palmă întreaga sa împărăție, rămase uimit. Cerem ce dorești, dar să știi că eu covorul ăsta nu ți-l mai dau. Și pe dată țarul scoase 20.000 de ruble și îi le dădu cu mâna lui sfetnicului. Sfetnicul luă banii și își zise: nu-i nimic, îmi comand eu alt covor și mai frumos. A urcat din nou în caleașcă și a plecat în mare grabă în mahalaua cu pricină. A găsit mica căsuță în care trăia Andrei Arcașul și a bătut în ușă.
Maria Țarevna i-a deschis. Sfetnicul țarului păși cu un picior peste prag, iar pe celălalt nu-l mai trase înăuntru, nu mai scoase o vorbă și uită pentru ce anume venise acolo. În fața lui se afla o frumusețe de femeie, că nu și-ar fi luat ochii de pe ea 100 de ani și ar fi rămas așa privit. Maria Țarevna a așteptat cât a așteptat o vorbă de la el și după un răstimp l-a prins frumușel de umeri pe sfetnicul țarului, l-a răsucit cu spatele și a închis ușa. Iar acesta, dezmedicindu-se, cu greu a pornit în silă spre casă. Și din ziua aceea, nici de mâncat nu mai mânca, nici de băut nu mai bea, ci mereu în fața ochilor pe soția arcașului o vedea. Țarul băgă de seamă și începu să-l descoase ca să afle ce mâhnire la pasă. Și sfetnicul îi destăinui țarul. Ah, am văzut-o pe soția arcașului și de atunci numai la ea mi-e gândul. Nu scap de vraja ei nici cu mâncarea, nici cu băutura, nici cu buruiendeleac. Auzind asta, îi veni poftă și țarului să o vadă pe soția arcașului. Îmbrăcă niște veșminte simple, plecă în mahalaua cu pricina, găsi mica căsuță în care locuia Andrei arcașul și bătu la ușă. Maria Țarevna îi deschise. Țarul păși cu un picior peste prag, iar pe celălalt nu mai putu să-l tragă înăuntru. Îi pierise graiul, se afla în fața lui o frumusețe fără seamăn. Maria Țarevna a așteptat cât a așteptat o vorbă de la el și după un răstimp l-a prins frumușel de umeri pe țar, l-a răsucit cu spatele și a închis ușa. Țarul își simți inima copleșită de dragoste. Adică de ce, își zise el, să tot rămân neînsurat, să n-am și eu o soție? Ce-ar fi să mă însor cu frumoasa asta? Ei este hărăzit să fie soție de țar, nu de arcaș. Întors la palat, țarul puse la cale un plan necurat, s-o ia de la bărbatul său pe soția acestuia. Își chemă sfetnicul și îi zise: ticluiește ceva ca să-l pierdem pe Andrei arcașul. Vreau să mă însor cu soția lui. Deticluiești ceva, răsplată vei primi orașe, sate și grămezi de aur. Iar de nu vei ticlui nimic, îți voi reteza capul. Sfetnicul țarului se mâhni amarnic și plecă de la palat cu nasul în jos. Nu putea născoci cu niciun chip ceva care să-l piardă pe arcaș. Și de necaz se abătu pe la cârciumă să se cinstească cu băuturică. Deodată se apropie în fugă de el un bețivan îmbrăcat într-un caftan zențuit, ce-și făcea veacul în cârciumă și zise: și de ce, mă rog, s-a întristat sfetnicul țarului? De ce și-a lăsat nasul în jos? Piei de aici, bețivane! Decât să mă gonești, mai bine mai cinste cu un păhărel de vinișor, că poate-ți dau și eu vreun sfat. Sfetnicul l-a cinstit cu un păhărel de vinișor și i-a povestit cazul său. Bețivanul i-a zis: să-l pierzi pe Andrei arcașul nu-i mare lucru, că el e un prost. Numai că vezi, nevastă s-a ieșireată nevoie mare. Ei, dar lasă că născocim noi una așa de bună, că n-o să izbutească nici ea să-i dea de capăt. Întoarce-te la țar și spune-i să-l trimită pe Andrei arcașul în cealaltă lume, ca să afle cum o mai duce acolo tătânesu, țarul cel răposat. Dacă Andrei se duce acolo, de întors nu se mai întoarce. Sfetnicul țarului i-a mulțumit bețivanului și fuguța la țar. Ia că așa și așa îl putem pierde pe arcaș. Și spuse unde trebuie să-l trimită și pentru ce. Țarul se bucură și porunci să fie chemat Andrei arcașul. Ei, Andrei, de vreme ce m-ai slujit mereu cu cinste și cu credință, mai îndeplinește-mi o însărcinare. Du-te în cealaltă lume și află cum o mai duce tăicuțul meu. De nu, capul ți-l voi reteza chiar cu săbioara mea. De cum s-a întors acasă, Andrei s-a așezat pe laviță și și-a lăsat capul în piept. Maria Țarevna l-a întrebat: de ce ești trist? Ți s-a întâmplat vreo nenorocire? Andrei i-a povestit ce fel de însărcinare i-a dat țarul. Iar Maria Țarevna i-a zis: ai și găsit de ce să te mâhnești. Asta nu-i însărcinare, e un fleac de poruncă. Adevărata însărcinare va veni de-abia pe urmă. Culcă-te și dormi, noaptea e un sfetnic bun.
În zorii zilei, cum s-a sculat Andrei, Maria Țarevna i-a dat un sac cu pesmeți și un inel de aur. Du-te la țar și cere-i să-ți-l dea ca tovarăș de drum pe sfetnicul său, că altfel, să zici, nimeni n-o să te creadă că ai fost în cealaltă lume. Și îndată ce vei ieși împreună cu tovarășul tău la drum, aruncă în fața ta inelul și el o să te ducă unde trebuie. Andrei primi sacul cu pesmeți și inelul, își lua rămas bun de la soție și se duse la țar să ceară un tovarăș de drum. Țarul n-a mai avut încotro, a trebuit să se învoiască și îi porunci sfetnicului să meargă cu Andrei. Și iată-i pe amândoi ieșind la drum. Andrei aruncă inelul, acesta prinde a se rostogoli, arcașul se ține pe urma lui prin câmpuri deschise, peste bălți și covoare de mușchi întinse, peste râuri și lacuri, iar după el se tărăște cu greu sfetnicul țarului. De câte ori oboseau, mâncau niște pesmeți și din nou la drum. Dacă au mers departe sau aproape, dacă au mers repede sau încet, dacă au mers puțin sau mult, cine mai știe? Doar că într-o vreme au ajuns într-o pădure deasă, de nepătruns, au coborât într-o râpă adâncă și abia aici s-au oprit inelul. Andrei și sfetnicul țarului s-au așezat să mai mănânce niște pesmeți. Când colo, ce să vadă? Chiar pe alături trecu țarul, bătrân și împovărat de ani, înjugat la un car pe care doi draci puseseră o încărcătură uriașă de lemne și acum îl mânau cu bâtele, unul din dreapta, celălalt din stânga. Andrei zise, ia uită-te, nu cumva e răposatul țar, părintele țarului nostru? Ai dreptate, el este cel ce cară singur încărcătura de lemne. Și pe dată Andrei se răsti la draci. Ei, domnilor draci, lăsați-l slobod pe răposatul acesta pentru scurtă vreme măcar, că trebuie să-l întreb câte ceva. Dracii i-au răspuns. Crezi că o să ne pierdem vremea așteptându-te? Ce, vrei să cărăm noi singuri lemnele? Păi luați-l în locul bătrânului pe omul meu care e odihnit. Și atunci, dracii l-au dejucat pe bătrânul țar, l-au înjucat la locul lui pe sfetnicul țarului și dă-i și croiește-l cu bâtele, mânându-l. Acesta se cocoșa sub povară, dar de cărat căra. Andrei prinse să-l întrebe pe bătrânul țar cum o duce cu traiul. Ah, Andrei arcașule, i-a răspuns țarul, amarnic trai duc eu în cealaltă lume. Du fiului meu închinăciune din partea mea și spune că-i poruncesc cu strășnicie să nu-i nedreptățească pe oameni, că atunci tot astfel va pătimi și el. Abia terminară de vorbit, că dracii se-și întorceau cu carul gol. Andrei și-a luat rămas bun de la bătrânul țar, dracii l-au dat înapoi pe sfetnicul țarului și-au pornit amândoi pe drumul de întoarcere. Îndată ce au ajuns în împărăția lor, s-au înfățișat la palat. Cum a dat cu ochii de arcaș, țarul s-a năpustit cu mare mânie asupra lui. Cum ai cuteza să te întorci? Andrei arcașul i-a răspuns. Păi așa și așa, am fost în cealaltă lume la răposatul părinte al înălțimii voastre. Amarnic trai duce el acolo. Vă trimite închinăciuni și vă poruncește cu strășnicie să nu ne dreptățiți oamenii. Și mă rog, prin ce dovedești tu că ai fost în cealaltă lume și ai vorbit cu părintele meu? Păi dovada e că pe spinarea sfetnicului vostru se mai văd încă urmele lăsate de bâtele dracilor care îl mânau. La asta țarul n-a mai avut încotro. I-a dat crezare și l-a lăsat pe Andrei să se ducă acasă. Țarul însă i-a zis din nou sfetnicului. Născocește ceva ca să-l pierdem pe arcaș, că de nu, capul ți-l voi reteza chiar cu săbioara mea. Sfetnicul țarului plecă, lăsându-și nasul și mai jos. Intră la cârciumă, se așeză la masă, ceru vin. Se apropie în fugă de el bețivanul, ce-și făcea veacul în cârciumă. De ce s-a întristat sfetnicul țarului? Cinstește-mă cu un păhărel, că poate ți dau și eu vreun sfat. Sfetnicul l-a cinstit cu un păhărel de vinișor și i-a povestit necazul său. Bețivanul i-a zis, du-te înapoi și spune-i țarului să-i dea poruncă arcașului să îndeplinească uite care însărcinare, ce nu-i greu numai de îndeplinit, dar greu e și de născocit, să-i trimită peste 9 mări și 9 țări la capătul pământului,
ca să îl aducă pe motanul Cotoșman. Sfetnicul dădu fuga la palat și povesti țarului ce anume însărcinare să-i dea arcașului, pentru ca acesta să nu se mai întoarcă niciodată. Țarul trimise după Andrei. Ei, Andrei, de vreme ce mi-ai îndeplinit o însărcinare, mai îndeplinește una. Du-te la capătul pământului și adu-mi-l pe motanul Cotoșmanul. De nu, capul ți-l voi reteza chiar cu săbioara mea. S-a dus Andrei acasă cu capul plecat, mai jos de umeri căzut, și a povestit soției ce fel de însărcinare i-a poruncit țarul. Ai și găsit de ce să te mâhnești, i-a zis Maria Țarevna. Asta nu-i însărcinare, e un fleac de poruncă. Adevărata însărcinare va veni de-abia pe urmă. Culcă-te și dormi, noaptea e un sfetnic bun. Andrei s-a culcat, iar Maria Țarevna s-a dus la fierărie și a poruncit fierarilor să-i meșterească 3 coifuri de fier, un clește de fier și 3 nuiele, una de fier, alta de aramă și a treia de cositor. În zorii zilei, Maria Țarevna l-a trezit pe Andrei. Ține, ai aici 3 coifuri, un clește și 3 nuiele. Du-te peste 9 mări și 9 țări, la capătul pământului. Când o să mai ai de făcut doar 3 verse până la capăt, o să vezi că te năpădește un somn puternic. Motanul Cotoșmanul va îndrepta asupra ta un val de picoteală. Nu cumva să adormi, împinge înainte o mână și după ea pe cealaltă, târăște-ți un picior și după el pe celălalt, ba la nevoie fă-te ghem și dă-te de-a rostogol. Că dacă adormi, te ucide motanul Cotoșmanul. Și Maria Țarevna, după ce l-a învățat ce și cum să facă, l-a lăsat să pornească la drum. Repede, doar povestea se povestește, mai a nevoie fapta se săvârșește. Dar iată-l pe Andrei Arcașul, ajuns la capătul pământului. Când mai avea de făcut doar 3 verse până acolo, simți că îl nepădește somn. Atunci Andrei își trase pe cap cele 3 coifuri de fier, își împinse înainte o mână și după ea pe cealaltă, își tărâ un picior și după el pe celălalt, ba la nevoie se făcu ghem și se dădu de-a rostogolul, dar din mers nu se opri. Cochiul cuva izbuti să-și învingă picoteala și se pomeni lângă un stâlp înalt. Motanul Cotoșmanul îl văzu pe Andrei, mieună, miorlăi și țuști din vârful stâlpului, drept în capul arcașului. Îi sfărâmă unul din coifuri, îl sfărâmă și pe al doilea și se apucă de al treilea. Atunci Andrei Arcașul îl înșfăcă pe motan cu cleștele, îl trânti la pământ și dă-i și dezmiardă-l cu nuielele. Întâi îl bătu cu nuiaua de fier, după ce rupse nuiaua de fier, începu să-l croiască cu cea de aramă, când o rupse și pe aceasta, prinse al lovi cu cea de cositor. Nuiaua de cositor se îndoia, dar nu se rupea, pe șira spinării se încolăcea. Andrei lovea, iar motanul Cotoșmanul se porni să-i spună povești despre popi, despre diaconi, despre fete de popă, doar l-o prinde somn. Andrei nu asculta ce-i spune, ci-și vedea de treabă cu nuiaua și nu-l slăbea deloc. Motanul ajunse la capătul puterilor. Dacă a văzut că nu-l poate duce cu vorba pe Andrei, începu să-l roage fierbinte. Lasă-mă, om bun, că o să fac tot ce-mi ceri. Vrei să spui că o să mergi cu mine? Merg oriunde ți-e voia. Andrei porni pe drumul de întoarcere, târând motanul după el. Ajuns în împărăția sa, a venit la palat cu motanul și i-a zis țarului. Așa și așa, am îndeplinit însărcinarea, ți l-am adus pe motanul Cotoșmanul. Țarul tare s-a mai mirat și a zis. Haide, motan Cotoșman, arată ce poți și cât ești năzdrăvan. Motanul începu îndată să-și ascută ghearele, să le pregătească pentru țar, voia să-i sfâșie pieptul alb și să-i smulgă inima vie din el. Țarul s-a speriat. Arcașule Andrei, fă bunătate și domolește-l pe Cotoșman! Andrei domoli motanul și-l încuie într-o cușcă, iar el se duse acasă la Maria Țarevna. Trăiau de nimic nu le păsa, tare mult se mai iubeau. Țarul însă își simțea inima și mai copleșită de dragoste. Și iar îl chemă pe sfetnic. Fă ce vrei, dar născocește ceva ca să-l pierzi pe Andrei Arcașul, că de nu, capul ți-l voi reteza chiar cu săbioara mea. Sfetnicul țarului se duse de-a dreptul la cârciumă
și îl găsi pe bețivanul cu caftanul zdrențuit, ce-și făcea veacul acolo, și îl rugă să-l scoată din încurcătură și să-i dea un sfat. Bețivanul bău păhărelul de vin și șterse mustățile. Du-te fără întârziere la țar, i-a zis el, și spune-i să-l trimită pe Andrei Arcașul acolo, nu știu unde, ca să aducă aia, nu știu ce. Însărcinarea asta, Andrei nu o să o îndeplinească în vecii vecilor, așa că nu o să vină înapoi niciodată. Sfetnicul a dat fuga la țar și i-a raportat totul. Țarul a trimis după Andrei. De vreme ce mi-ai îndeplinit două însărcinări, mai îndeplinește-o și pe a treia. Du-te acolo, nu știu unde, adu-mi aia, nu știu ce. De-mi îndeplinești însărcinarea, te răsplătesc împărătește, iar de nu, capul ți-l voi reteza chiar cu săbioara mea. Andrei veni acasă, se așeză pe laviță și izbucni în plâns, iar Maria Țarevna îl întrebă. De ce ești trist, dragul meu? Iar ți s-a întâmplat vreo nenorocire? Eh, zise el, din pricina frumuseții tale, toate năpastele se țin de capul meu. Mi-a poruncit țarul să mă duc acolo, nu știu unde, ca să aduc aia, nu știu ce. Ei, asta zic și eu însărcinare, dar nu-i nimic, culcă-te și dormi, noaptea e un sfetnic bun. Maria Țarevna a așteptat până la căderea nopții, a deschis cartea fermecată, a citit, iar a citit, apoi a zvârlit cartea cât colo și s-a luat cu mâinile de cap. Despre taina țarului nu se pomenea nimic în carte. Maria Țarevna ieși în pridvor, își scoase batista și o flutură. Îndată veniră în zbor fel de fel de păsări, alergară fel de fel de fiare. Maria Țarevna le-a întrebat. Fiare ale pădurii, păsări ale cerului, voi care goniți peste tot și voi care zburați pretutindeni, n-ați auzit oare cum se poate ajunge acolo, nu știu unde, și aduce aia, nu știu ce? Fiarele și păsările i-au răspuns. Nu, Maria Țarevna, n-am auzit despre asta. Maria Țarevna a fluturat din nou batista, fiarele și păsările s-au făcut nevăzute ca și cum nici n-ar fi fost. Își flutură încă o dată batista și apărură doi uriași. Care ți-e dorința? Ce trebuie să facem? Credincioșii mei servitori, duceți-mă în mijlocul mării Ocean. Uriașii au luat-o pe Maria Țarevna, au dus-o la Marea Ocean și chiar în mijlocul acesteia, în cel mai mare adânc, s-au proțăpit amândoi. Stăteau acolo neclintiți ca doi stâlpi, iar pe ea o țineau pe brațe. Maria Țarevna își flutură batista și toate târătoarele și toți peștii mării veniră în not către ea. Voi târătoare și pești ai mării, voi notați pretutindeni, vă târâți pe toate insulele, n-ați auzit oare cum se poate ajunge acolo nu știu unde și aduce aia nu știu ce? Nu, Maria Țarevna, n-am auzit despre asta. S-a întristat Maria Țarevna și a poruncit să fie adusă înapoi acasă. Uriașii au luat-o și au adus-o în curtea lui Andrei, lăsând-o în fața pridvorului. În zorii zilei, Maria Țarevna l-a pregătit de drum pe Andrei și i-a dat un ghem de ață și un ștergar cusut cu flori. Să arunci ghemul în fața ta și încotro se va rostogoli, într-acolo să te îndrepți și tu. Dar bagă de seamă, oriunde vei ajunge, când te vei spăla, nu cumva să te ștergi cu alt ștergar, ci numai și numai cu ștergarul meu. Andrei își luă rămas bun de la Maria Țarevna, făcu câte o plecăciune către cele patru zări și trecu dincolo de zidul așezării. Aruncă ghemul în fața sa, ghemul începu să se rostogolească și se tot duse, iar Andrei porni în urma ghemului. Repede doar povestea se povestește, fapta mai a nevoie se săvârșește. Andrei cutreieră multe împărății și multe pământuri. Ghemul se rostogolea, firul de ață din el se deșira, ajunse mic, mic de tot, doar cât un cap de găină. Iar la o vreme, ajunse atât de mititel, că abia îl mai puteai desluși pe drum. Când ajunse Andrei în preajma unei păduri, ce să vadă? O colibă rotitoare pe picior de găină. Colibă, colibă, te-ntoarce cu fața la mine, pădurea la spate-ți rămână. Coliba s-a întors,
Andrei intră înăuntru și văză o bătrână căruntă, șezând pe laviță și torcând un fuior. Tiu, tiu, de când n-am mai pomenit, de auzit n-am auzit, nici de văzut n-am văzut, suflare omenească. Dar azi, uite însăși suflarea omenească, a venit singura aici. Ah, ce o să te mai frig eu în cuptor, o să te mănânc și apoi o să mă dau de-a rostogolul pe oasele tale. Andrei răspunse bătrânei. Se poate una ca asta, babă Cloanță? Păi cum așa, bătrânico? Vrei să mănânci un om venit de la drum? Omul venit de la drum e numai oase și praf. Mai întâi pregătește-mi baia să mă spăl, să stau la abur și pe-a după aceea o să mă mănânci. Baba Cloanță pregăti baia. Andrei stătu la abur, se spălă, scoase ștergarul soției și începu să se șteargă cu el. Baba Cloanța l-a întrebat, de unde ai ștergarul ăsta? E cusut cu flori de fata mea? Fata ta mi-e soție, ea mi-a dat ștergarul. Ah, iubite ginere, ia zi, cu ce vrei să te ospătez? Și spunând asta, baba Cloanța pregăti cina, aducând felurite mâncăruri, vinuri și alte băuturi. Andrei nu se lăsă rugat. Se puse la masă și dă-i și-n fulecă. Baba Cloanța se așeză alături. El mânca și ea tot îl întreba cum s-a însurat cu Maria Țarevna și dacă trăiesc bine amândoi. Andrei povesti de-a fi rampăr, cum s-a însurat și cum țarul l-a trimis acolo nu știu unde, să aducă aia nu știu ce. Ce bine ar fi, bunico, dacă mi-ai da o mână de ajutor. Ah, ginere scump, bucuros te-aș ajuta, dar despre această minune a minunilor nici n-am auzit. Doar o broască bătrână știe. Ea trăiește de 300 de ani într-o mlaștină. Ei, dar nu-i nimic. Tu culcă-te și dormi. Noaptea e un sfetnic bun. Andrei s-a culcat, iar baba Cloanța a luat două târnuri, a pornit în zbor până la mlaștina cu pricina și acolo a început să strige. Bunică broască săltăreață, mai trăiești? Trăiesc, trăiesc. Ia ieși puțin din baltă. Broasca cea bătrână ieși din baltă. Baba Cloanța o întrebă. Nu cumva știi unde e, nu știu ce? Știu cum de nu. Atunci fă bunătate și spune-mi, ginerele meu a primit uite ce însărcinare. Să se ducă acolo nu știu unde, să aducă aia nu știu ce. Broasca i-a răspuns. Lași-n tovără și eu până acolo, dar tare-s bătrână și n-o să pot sări așa departe. Dacă ginerele tău se prinde să mă ducă, în lapte proaspăt mulți până la râul de foc, am să-i spun. Baba Cloanța luă broasca săltăreață și porni să zboare înapoi, mulse lapte proaspăt într-o ulcică, puse broasca în lapte și în zorii zilei îl trezi pe Andrei. Ei, dragă ginere, îmbracă-te, ia ulcica cu lapte proaspăt mulți, în care se află broasca, și încalecă pe calul meu. El are să te ducă până la râul de foc. Acolo lasă calul, scoate broasca din ulcică și ea o să-ți spună ce ai de făcut. Andrei se îmbrăcă, luă ulcica, încălecă pe calul babei Cloanțe. Că a mers mult, că a mers puțin, cine mai știe? Atâta doar că, zburând ca vântul, calul l-a dus până la râul de foc. Peste râul acesta nici fiara nu putea sări, nici pasărea nu putea zbura. Andrei descălecă. Broasca-i zise. Scoate-mă din ulcică, vrednicule voinic. Acum trebuie să trecem pe malul celălalt. Andrei scoase broasca din ulcică și o lăsă jos. Ei, și acum, vrednicule voinic, suie-te în spinarea mea. Nici gând, bunicuțo? Ia te uită ce mică ești, dacă te strivesc. Nu te teme, n-ai să mă strivești. Suie-te și ține-te bine. Andrei dădu ascultare și se așeză pe spinarea broaștei săltărețe. Aceasta prinsea se umfla. Se umflă și se tot umflă până se făcu mare ca o căpiță de fân. Te ții bine? Mă țin, bunicuțo. Și iar prinse broasca se umfla, se umflă de se făcu și mai mare ca un stoc de fân. Te ții bine? Mă țin bine, bunicuțo. Și iar se umflă iar, se umflă până se făcu mai înaltă chiar decât pădurea întunecată. Și când se săltă odată, se și pomeni dincolo de râul de foc.
îl trecu pe Andrei pe celălalt mal, după care se făcu mică din nou. Și acum du-te, vrednicule voinic, pe cărarea asta și ai să vezi un palat care nu-i palat, o colibă care nu-i colibă, o șură care nu-i șură, tu să intri înăuntru și să te pitești în dosul sobei. Acolo ai să găsești aia nu știu ce. Andrei porni înainte pe cărare și ce să vadă? O dărăpănătură de colibă, care numai colibă nu era. Ferestre n-avea, nici în jur cerdac și nici gard de harac. Intră înăuntru și se ascunse în dosul sobei. Și iată că după ce stătu puțin acolo, auzi prin pădure niște bocănituri, niște bubuituri, iar în colibă intră un bătrânel mic de tot, cu o barba de un cot care răcni. Hei, cumetre Naum, vreau să mănânc acum! Abia termină de răcnit, că deodată se ivi ca din pământ, o masă gata așternută, pe masă un butoi de bere, un bou întreg la frigare, iar în colțul mesei un cuțit ascuțit mare. Bătrânelul mic de tot, cu barba de un cot, se așeză lângă frigare, luă cuțitul ascuțit și mare, și prinse carnea s-o taie, în mujdei s-o moaie, și în vreme ce o înfuleca, o tot lăuda. Curăță carnea boului oscior cu oscior și goli până la fund butoiul cu bere. Hei, cumetre Naum, strânge resturile! Și pe dată masa se făcu nevăzută, parcă nici n-ar fi fost, nici tu oase, nici tu butoi. Andrei așteptă să plece bătrânelul cel mic de tot, ieșite după sobă, își luă inima în dinți și zise rugător. Cumetre Naum, dă-mi și mie ceva de mâncare! Abia termină de spus că deodată se ivi ca din pământ o masă încărcată cu fel de fel de gustări, de dulciuri și mâncări, de mieduri și vinuri. Andrei se așeză la masă, dar tot atunci rosti. Cumetre Naum, șezi frate cu mine și haide să-mi ții de urât să mâncăm împreună. Iar un glas fără chip îi răspunse. Mulțumesc, om bun, că uite de atâta amar de ani de când slujesc aici. Eu n-am văzut nici măcar o coajă arsă de pâine, iar tu mă poftești la masă. Andrei se uita și se tot minuna. De văzut, pe nimeni ea nu vedea, dar mâncarea de pe masă parcă o mătura cineva. Vinurile și miedurile se turnau singure în pahar, iar paharul o ținea într-una gâl-gâl și gâl-gâl. Andrei se rugă. Cumetre Naum, hai, arată-te! Ba nu, pe mine nimeni nu mă poate vedea. Eu sunt aia nu știu ce. Cumetre Naum, vrei să fii slujitorul meu? Păi de ce să nu vreau? Că tu, după câte văd, ești om bun. Și iacă că au terminat de mâncat amândoi. Atunci Andrei i-a zis. Ei, deretică pe aici și hai să mergem. Andrei ieși din mica căsuță și se uită împrejur. Cumetre Naum, ești aici? Aici, nu te teme, nu rămân eu în urmă. Și Andrei ajunse la râul de foc. Acolo l-aștepta broască. Ei, vrednicule voinic, ai găsit aia nu știu ce? Găsit, bunicuțo, cum să nu? Suie-te în spinarea mea. Andrei se așeză pe spinare, broasca începu iar să se umfle. Se umflă, apoi sări și îl trecu înapoi peste râul de foc. Aici el îi mulțumi broaștei săltărețe și porni la drum spre împărăția sa. Mergea ce mergea și deodată și întorcea capul. Cumetre Naum, ești aici? Aici, nu te teme, nu rămân eu în urmă. Andrei a mers și a tot mers, drum lung. După o vreme, picioarele sprintene se pironiră în loc și mâinile albe îi se lăsară în jos. Of, zise el, sunt sleit de puteri. Iar cu mătrul Naum către el. Și de ce nu mi-ai spus până acum? Te-aș fi dus pe data acolo unde vrei să ajungi. Andrei se simți ridicat de un vârtej puternic și purtat înainte. Undeva jos sub el se perindau în goană munți și păduri, sate și orașe. Când începu să plutească deasupra mării adânci, îl năpădi frica. Cumetre Naum, aș vrea și eu să-mi trag puțin sufletul. Vântul se domoli îndată și Andrei începu să coboare pe fața apei. Când ce să vadă? Pe locul unde adineauri vuiau doar valuri albastre, răsărise o mică insulă, iar pe insulă se înălțase un palat cu acoperișul de aur și cu o grădină minunată împrejur. Cumătrul Naum îi zise lui Andrei.
odihnește-te, mănâncă, bea și trage cu coada ochiului înspre mare. Și ai să vezi atunci că pe apele ei o să vină plutind trei corăbii negustorești. Tu cheamă-i pe negustori aici, ospătează-i, cinstește-i cum se cuvine, că ei asupra lor au trei lucruri neobișnuite. Tu să le făgăduiești că mă dai pe mine în schimbul acestor lucruri ciudate, nu te teme că mă întorc eu iarăși la tine. Dacă a trecut multă vreme, dacă a trecut puțină, cine mai știe? Doar că deodată s-au ivit trei corăbii plutind dinspre apus. Stăpânii corăbilor au văzut insula, palatul cu acoperișul de aur și grădina minunată din jurul lui. Ce minunăție mai e și asta, au zis ei. Am navigat de atâtea ori pe aici, dar n-am văzut nimic afară de mare albastră. Hai să ne oprim! Cele trei corăbii au aruncat ancorele. Cei trei stăpâni ai corăbilor au urcat într-o barcă mică și sprintenă și au pornit spre insulă. Iar Andrei Arcașul i-a întâmpinat voios. Poftiți, dragi oaspeți, poftiți! Stăpânii corăbiilor mergeau și se tot minunau. Acoperișul palatului ardea ca jarul, prin copaci cântau păsările, pe aleile grădinii se zbenguiau fiare ciudate. Ia spune, om bun, cine a înălțat aici această fermecătoare minunăție? Cu mătrul Naum, slujitorul meu, a făcut totul într-o singură noapte. Andrei i-a condus pe musafiri înăuntru un palat. Haide cu metre, Naum! Pregătește-ne să bem și să ne ospătăm. Și ca din pământ răsări o masă gata așternută, pe masă vinuri și mâncăruri după pofta inimii. Stăpânii corăbiilor nu mai încetau să se minuneze. Haide, om bun, au zis ei, să facem un schimb. Tu ne-l dai pe slujitorul tău cu mătrul Naum, iar noi îți dăm în locul lui oricare dintre lucrurile năstrușnice pe care le avem asupra noastră. Păi să facem, de ce să nu facem schimbul? Dar ia să vedem ce lucruri năstrușnice aveți voi. Unul din negustori scoase din sân o măciucă. Cum îi spui? Haide, măciucă, rupe-i coasele omului ăstuia! Măciuca începe singură să-l burdușească pe cel cu pricina, de-i poate rupe coasele oricui, oricât de voinic ar fi. Al doilea negustor scoase de sub poala hainei un topor și cum îl întoarse cu muchea în sus, toporul începu singur să meșterească, poc-poc, și îndată ieși o corabie. Și iar poc-poc și mai ieși o corabie. Cu pânze, cu tunuri, cu marinari voinici. Corăbiile pluteau, tunurile trăgeau, viteji marinari așteptau ordinul de luptă. Întoarse toporul cu muchea în jos și pe dată totul se făcu nevăzut, ca și cum nici nu fusese. Al treilea negustor scoase din buzunar un fluier. Cum începu să cânte din el, se ivi o întreagă armată. Și cavalerie, și infanterie, cu puști, cu tunuri. Armata înainta, muzica răsuna, steagurile fluturau, călăreții galopau, întrebau care e ordinul. Negustorul întoarse fluierul și suflă în celălalt capăt al lui. Pe dată toate se făcură nevăzute, dispărură fără urmă. Andrei Arcașul zise: sunt bune lucrurile voastre năstrușnice, însă ceea ce am eu e mult mai de preț. Dacă vreți să facem schimb, îmi dați pentru Naum, slujitorul meu, toate cele trei lucruri năstrușnice. Nu socoți că-i prea mult? Cum doriți, dar altfel eu nu fac schimbul. Negustorii s-au gândit și au zis: ce nevoie mai avem noi de măciucă, topor sau de fluier? Mai bine să facem schimbul, căci de vreme ce cu mătrul Naum va fi cu noi, n-o să mai avem nicio grijă. Zi și noapte o să fim sătui și amețiți de băutură. Și stăpânii corăbiilor, dându-i lui Andrei Arcașul măciuca, toporul și fluierul, strigară: ei, cu metre, Naum, vino aici că te luăm cu noi. O să ne slujești cu credință și dreptate? O voce fără chip le răspunse: păi de ce să nu vă slujesc? Mie mi-e tot una la cine trăiesc. Negustorii s-au întors pe corăbiile lor și pune-te pe chefuit. Beau, mâncau și în răstimpuri răcneau. Cu metre, Naum, haide, mișcă, adu una, adu alta. Au băut peste măsură, s-au îmbătat turtă cu toții și s-au prăvălit pe podea. Iar Arcașul, rămas singur în turnul palatului, fu cuprins de tristețe.
Eh, își zise el, pe unde o mai fi oare Naum, credinciosul meu slujitor? Aici sunt. Care-i porunca? Andrei se bucură. Cumetre, Naum, oare n-ar fi timpul să o pornesc și eu spre ținuturile de baștină, la tânăra-m soție? Haide, du-mă acasă! Din nou se iscă un vârtej care îl ridică pe Andrei și îl purtă în împărăția sa, în ținuturile sale de baștină. Iar negustorii, când s-au trezit, au vrut să se dreagă după beție. Hei, cumetre, Naum, pregătește-ne să bem, să mâncăm! Haide, fuguța mișcă! Dar oricât l-au chemat, oricât l-au strigat, a fost în zadar. Ba când s-au uitat, ce să vadă? Insula dispăruse. În locul ei vuiau doar valuri albastre. O vreme, stăpânii corăbilor au fost tare necăjiți. Eh, ne-a tras pe sfoară omul acela rău! Dar cum nu mai aveau ce face, au ridicat pânzele și au pornit să plutească încotro aveau treburi. Iar Andrei Arcașul plutea în zbor spre meleagurile de baștină. S-a oprit în dreptul căsuței sale, însă când s-a uitat mai bine, ce să vadă? În locul căsuței doar un horn afumat. Cu capul plecat, căzut între umeri, el ieși din oraș și se duse pe țărmul mării albastre, într-un loc pustiu, se așeză și rămase acolo. Deodată, nu se știe de unde, apăru un zbor o turturea sinilie, se prăbuși la pământ și se prefăcu în tânăra-i soție, Maria Țarevnă. Și-au dat binețe, s-au îmbrățișat și apoi au început și unul și celălalt cu întrebările și cu istorisirea pățaniilor fiecăruia. Maria Țarevna povesti: din ziua în care tu ai plecat de acasă, m-am prefăcut în turturea sinilie și de atunci zbor fără răgaz prin păduri și prin dumbrăvi. De 3 ori a trimis țarul după mine și oamenii lui, dacă nu m-au găsit, au dat foc căsuții. Andrei zise: cumetre, Naum, oare nu s-ar putea construi aici, în locul ăsta pustiu de pe țărmul mării albastre, un palat? De ce să nu se poată? Îndată dorința ta se va împlini. Nici n-au băgat bine de seamă că palatul fu gata și încă deosebit de măreț, mai frumos chiar decât palatul țarului. Avea de jur împrejur o grădină înverzită, prin copaci păsări cântătoare, iar pe aleile din grădină fiare ciudate se zbenguiau. Andrei Arcașul și Maria Țarevna au urcat în palat, s-au așezat la fereastră, au început să vorbească și să se desfete privindu-se. Trăiau, nu știau ce-i amarul și lăsau zilele să se scurgă una după alta, una, două, trei. În timpul acesta, țarul se duse la vânătoare, undeva pe țărmul mării albastre, și ce să vadă? Pe un loc înainte vreme pustiu, acum se înălța un palat. Cine-o fi nesăbuitul căruia i s-a năzărit să-și construiască palat pe pământurile mele, fără să-mi ceară încovințarea? Trimișii țarului au plecat în goana mare, au cercetat din fir apăr totul și la întoarcere i-au raportat țarului că palatul acela e înălțat de Andrei Arcașul și că viețuiește acolo el cu tânăra-i soție, Maria Țarevnă. Țarul s-a mâniat și mai năprasnic și a trimis iar oameni să cerceteze și să afle dacă Andrei a fost acolo nu știu unde și a adus aia nu știu ce. Trimișii iar au plecat în goana mare, au cercetat din fir ampăr și au raportat: Andrei Arcașul a fost acolo nu știu unde și a adus aia nu știu ce. Țarul clocotea de mânie, porunci să fie adunată toată oastea, să meargă pe coasta mării, să dărâme din temelii palatul de acolo, iar Andrei Arcașul și Maria Țarevna să piară de moarte cumplită. Andrei, văzând că împotriva lui se îndreaptă o oaste puternică, puse repede mâna pe topor și îl întoarse cu muchea în sus. Toporul doar cât făcu poc-poc și îndată porni să plutească pe mare o corabie, iar când mai făcu încă o dată poc-poc, porni să plutească și a doua corabie. Așa bocăni toporul de 100 de ori și pe mare albastră porniră să plutească 100 de corăbii. Andrei scoase fluierul, începu să cânte din el și tot atunci se ivi armata. Și cavalerie, și infanterie, cu tunuri și cu steaguri. Comandanții goneau în galop, așteptau ordinul și Andrei ordonă: să înceapă lupta!
Muzica porni să cânte, tobele să bată și regimentele porniră. Infanteria se năpusti asupra soldaților țarului, cavaleria prinse agonii în galop și a aduna pe prizonieri. Iar tunurile de pe toate cele 100 de corăbii trimiteau ghiulele asupra capitalei. Văzând că armata sa dă bir cu fugiții, țarul se năpusti singur asupra ostașilor, vrând să le oprească fuga. Și atunci Andrei scoase măciuca. Haide, măciucă, rupe-i coastele țarului ăstuia! Măciuca se dădu de-a dura, țopăi, își lua avânt, proptindu-se când într-un capăt, când în celălalt și se rostogoli în câmpia mare. Îl ajunse din urmă pe țar, îl izbi drept în frunte și îl dobor la pământ. Tot atunci se sfârși și lupta. Oamenii dădură buzna afară din oraș și începură să-l roage pe Andrei Arcașul să ia asupra sa conducerea întregii împărății. Andrei nu se împotrivi. Trânti un ospăț de se duse vestea în toată lumea și împreună cu Maria Țarevna a condus acea împărăție până la adânci bătrânețe. Emelia cel leneș și Știuca fermecată. A fost odată un moșneag și moșneagul acela avea 3 feciori. 2 erau ageri la minte, iar al treilea un prostănac, pe nume Emelia. Ceilalți 2 frați munceau din răsputeri, iar Emelia stătea toată ziua tolănit pe cuptor și nu voia să audă de nimic. Într-o zi, când amândoi frații plecaseră la târg, femeile, cumnatele lui, prinseră al ruga. Du-te, Emelia, și adă apă! Iar el de pe cuptor. N-am chef! Du-te, Emelia, că dacă se întorc frații de la târg, n-or să-ți aducă bomboane. Bine, mă duc! Coborâ de pe cuptor, se încălță, se îmbrăcă, luă gălețile și toporul și se duse la râu. Făcu o copcă în gheață, umplu gălețile cu apă, le puse mai la o parte, iar el începu să se uite în copcă. Deodată văzu acolo o știucă. Cu multă iscusință, izbuti să prindă peștele cu mână. Ce mai ciorbă de pește bună și dulce o să iasă? Când deodată știu că ai vorbit cu glas omenesc. Dă-mi drumul în apă, Emelia, că-ți voi fi și eu de folos. Pe Emelia îl pufni râsul. Și mă rog, cum ai putea tu să-mi fii de folos? Nu, mai bine te duc acasă și le spun cumnatelor să pună apa la fiert. O să iasă o ciorbă bună și dulce. Dar Știuca îl rugă și mai fierbinte. Emelia, Emelia, dă-mi drumul în apă și voi face pentru tine tot ce-mi vei porunci. Fie, dar mai întâi dovedește-mi că nu mă păcălești și atunci îți dau drum. Și Știuca îl întrebă. Emelia, spune ce-ți dorești tu acum. Păi, aș vrea ca gălețele să se ducă singure acasă, fără să se verse apa din ele. Știuca îi zise. Să ții minte cuvintele pe care o să ți le spun și ori de câte ori o să dorești ceva, să spui doar atât. Ca prin minune, iată ce vreau anume. Și Emelia zise. Ca prin minune, iată ce vreau anume. Găleților, duceți-vă singure acasă. Abia termină de spus vorbele astea, că gălețele și porniră să urce deal. Emelia-i dădu drumul Știucii și se duse și el în urma gălețelor. Oamenii, văzând cum merg singure gălețile prin sat, nu mai puteau de uimire, iar Emelia în vremea asta mergea în urma lor și zâmbea pe sub mustață. Gălețile intrară singure în casă și toți singure se puseră pe laviță, iar Emelia se urcă pe cuptor. Dacă a trecut mult sau a trecut puțin, cine mai știe? Doar că la o vreme, cumnatele i-au zis. Emelia, ce tot stai tolănit? Mai bine te-i duce să spargi niște lemne. N-am chef. Dacă n-o să spargi lemne, când se vor întoarce frații de la târg, n-or să-ți aducă bomboane. Emelia tare n-ar fi avut chef să coboare de pe cuptor, dar își aminti de Știucă și zise încetişor. Ca prin minune, iată ce vreau anume. Hei, toporule, du-te de sparge lemne, iar voi lemnelor, în casă singure să intrați și în sobă să vă așezați. Toporul țâșni de sub laviță, se năpusti în o gradă și una-două se apucă de spartul lemnelor, iar lemnele singure în casă intrară și în sobă se băgară.
Dacă a trecut mult sau puțin, cine mai știe? Doar că într-o zi, cumnatele îi spuseră de nou: Emelia, iar nu mai avem lemne de foc. Du-te în pădure de grabă și taie lemne. Iar el de pe cuptor: Da, voi ce păziți? Cum ce păzim? Parcă asta-i treabă pentru noi, să ne ducem după lemne în pădure? Mă rog, eu n-am chef. Bine, să știi că n-ai să capeți niciun dar. Și Emelia, nu mai avut încotro, coborâ de pe cuptor, se încălță și se îmbrăcă. Luă funie și toporul, ieși în ogradă și se sui în sani. Hai, femeilor, deschideți poarta! Cumnatele îi ziseră: Ce faci, tontule? Te-ai suit în sanie și n-ai înhămat calul? N-am nevoie de cal! Cumnatele au deschis poarta, iar Emelia zise încetişor: Ca prin minune, iată ce vreau anume. Du-mă, sanie, în pădure! Sania ieși singură pe poartă, dar atât de repede că n-ai fi ajuns-o din urmă cu calul. Dar ca să ajungi în pădure, trebuia să treci prin oraș. Așa că Emelia trânti la pământ și călcă o grămadă de oameni. Mulțimea striga: Puneți mâna pe el, prindeți-l! Iar el dă înainte și mână Sania. Și, ajuns în pădure, rosti: Ca prin minune, iată ce vreau anume. Toporule taie lemne cât mai uscate, iar voi lemnelor, singure în sanie, vă încărcați și cu funia vă legați. Toporul începu să taie copaci uscați și să spargă lemne, iar lemnele singure în sanie se încărcau și cu funia se legau. După aceea, Emelia-i porunci toporului să-i cioplească o măciucă, dar una zdravănă, încât cu mare greu să poată fi ridicată de la pământ. Și se sui în sanie: Ca prin minune, iată ce vreau anume! Să mergi, sanie, acasă! Și sania porni în goana mare spre casă. Și iar trecu Emelia prin orașul acela în care nu demult trântise la pământ și betegise o grămadă de oameni, așa că acum mulțimea îl aștepta să se întoarcă. L-au înhățat pe Emelia, l-au tras jos și au început să-l certe și să-l bată. Ca prin minune, iată ce vreau anume! Haide, măciucă, rupe coastele oamenilor ăstora! Măciuca se avântă și dă-i și burdușește-i pe toți. Oamenii o luară la goană care încotro, iar Emelia ajunse acasă și se sui pe cuptor. Să fi trecut mult timp, să fi trecut puțin, cine mai știe? Doar că într-o zi, auzind țarul despre năzbâtile lui Emelia, trimise după el un ofițer să-l găsească și să-l aducă fără întârziere la palat. Și iată că ajunse ofițerul în satul cu pricina, intră în căsuța știută în care trăia Emelia și îl întrebă: Tu ești Emelia prostănacul? Iar el de pe cuptor: Dar tu ce vrei? Îmbracă-te repede, trebuie să te duc la țar. N-am chef. Ofițerul se supără și trase o palmă. Iar Emelia zise încetişor: Ca prin minune, iată ce vreau anume. Măciucă, rupe-i coastele omului ăstuia. Măciuca se avântă și dă-i și burdușește-l pe ofițer, că de-abia a scăpat cu fuga bietul om. Țarul rămase uimit că ofițerul lui nu fusese în stare să o scoată la capăt cu Emelia și îl trimise de asta dată pe cel mai de seamă dregător al său, pe mai marele dregătorilor: Să mi-l aduce aici la palat, pe Emelia prostănacul, că de nu-ți retez capul. Mai marele dregătorilor cumpără cu toptanul stafide, prune uscate, turtă dulce. Ajunse în satul cu pricina, intră în căsuța știută și prinse a le întreba pe cele două cumnate ce îi place lui Emelia mai mult și mai mult. Lui Emelia nostru îi place să le rogi cu blândețe când îl pui la vreo treabă și să-i făgăduiești un caftan frumos și atunci face tot ceea ce l-ai rugat. Mai marele dregătorilor îi dădu lui Emelia stafidele, prunele uscate, turta dulce și zise: Emelia, de ce te tolănești pe cuptor? Haide, mai bine să mergem la țar. Păi mie mi-e cald și aici. Emelia, acolo la țar se mănâncă și se bea bine. Haide, te rog, cu mine. Păi n-am chef. Emelia, țarul are să-ți dăruiască un caftan frumos, căciulă și cizme. Emelia chibzui cât chibzui și zise: Ei, fie, mergi tu înainte, că vin și eu în urma ta. Dregătorul plecă, iar Emelia, după ce mai stătu o vreme culcat, zise în cele din urmă: Ca prin minune, iată ce vreau anume. Hai, cuptorule, ia-o din loc și du-mă la țar.
Și deodată căsuța pârâie din toate colțurile și din toate încheieturile, acoperișul se clătină, un perete se prăbuși, iar cuptorul o porni singur pe drum, pe cărare, ducându-se de-a dreptul la țar. Țarul îl văzu pe fereastră și zise cu uimire: "Ce minune o mai fi și asta?" Mai marele dregătorilor îi răspunse: "Păi e Emelia care vine la măria ta cu cuptorul lui cu tot." Țarul ieși în pridvor: "Să știi, Emelia, că sunt multe plângeri împotriva ta. Ai betegit foarte mulți oameni. Dar, mă rog, ei de ce se băgau sub tălpile Sanii?" Chiar atunci se uita pe fereastră fica țarului, Maria Țarevna, care îl văzu pe Emelia. Emelia o văzu și el pe copilă și zise încetişor: "Ca prin minune, iată ce vreau anume. Fie ca fata țarului pe mine să mă îndrăgească." Și mai zise: "Du-mă acasă, cuptorule." Cuptorul se întoarse și o porni spre casă, intră în căsuță și se așeză pe locul în care stătuse mai înainte. Iar Emelia rămase mai departe tolănit pe cuptor. La curtea țarului însă răsunau strigăte și curgeau lacrimi. Maria Țarevna îi ducea dorul lui Emelia, nu mai putea trăi fără el și îl ruga într-una pe tatăl său să o lase să se mărite cu Emelia. Țarul se întristă peste măsură, se îmbolnăvi de supărare și zise din nou către mai marele dregătorilor: "Du-te de grabă și adu-mi-l aici pe Emelia, viu sau mort, că de nu îți retez capul." Și din nou cumpără mai marele dregătorilor o mulțime de vinuri dulci și felurite bunătăți și plecă în satul cu pricină. Intră în căsuța știută și începu să-l ospăteze pe Emelia. Emelia mâncă, bău, se îmbătă și se culcă să doarmă. Iar dregătorul îl urcă în trăsură și îl duse țarului. Țarul porunci de îndată să fie rostogolit până acolo un butoi cu cercuri de fier. În butoiul acesta îl așezară pe Emelia și pe Maria Țarevna, după care unseră butoiul cu catran și l-a zvârliră în mare. Să fi trecut mult sau puțin timp, cine mai știe? Doar că în cele din urmă, Emelia se trezi și ce să vadă? Întuneric și strâmt peste măsură. "Unde mă aflu, mă rog?" Iar un glas îi răspunse: "Mi-e urât și mi-e tare greu, Emelia. Am fost ferecați într-un butoi uns cu catran și a zvârliți în apele albastre ale mării." "Dar tu cine ești?" "Sunt Maria Țarevna." Atunci Emelia zise: "Ca prin minune, iată ce vreau anume. Vânturi puternice rostogoliți butoiul pe țăr muscat, pe nisip galben." Și vânturile puternice începură să bată. Marea se zbuciumă și aruncă butoiul pe țăr muscat, pe nisip galben. Emelia și Maria Țarevna ieșiră din butoi. "Emelia, dar unde vom locui noi? Haide, construiește și tu măcar o casă cât de cât." "Păi n-am chef." Dar ea îl rugă și mai tare și atunci îl rosti: "Ca prin minune, iată ce vreau anume. Palat de piatră cu acoperiș de aur, înalță-te." De-abia spuse vorbele acestea, când dată se înălță un palat cu ziduri de piatră și cu acoperișul de aur. În jurul palatului, o grădină înverzită, pretutindeni flori înfloreau, păsări cântau. Maria Țarevna și Emelia intrară în palat și se așezară la fereastră. "Emelia, oare n-ai putea tu să te faci un bărbat frumușel?" Fără să mai stea pe gânduri, Emelia zise: "Ca prin minune, iată ce vreau anume, să mă fac vrednic voinicel, frumos și tras ca prin inel." Și se făcu Emelia atât de frumos, cum nu poți nici în poveste să povestești, nici cu pana să zugrăvești. Cam pe vremea aceea, țarul plecă la vânătoare și când colo ce să vadă. Pe un loc înainte vreme pustiu, acum se înălța un palat. "Cine-o fi nesăbuitul care, fără să-mi ceară încuviințarea, și-a construit palatul pe pământurile mele?" Și trimise îndată oameni să vadă și să afle cine sunt cei din palat. Trimișii țarului alergară în goana mare, ajunseră sub geamul castelului și întrebară. Iar Emelia are răspunse: "Poftiți-l pe țar la mine în ospeție și am să-i dau răspunsul eu însumi." Și țarul veni în ospeție. Emelia îl întâmpină, îl conduce la palat și îl așează la masă. Începu ospățul. Țarul mânca, bea și nu se mai sătura, admirând tot ce îl înconjura. "Dar rogu-te, spune-mi," făcu el,
Cine ești tu, vrednicule voinic? Îți mai aduce aminte de Emelia prostănacul, care venise la palat cu cuptorul lui cu tot, iar măria ta ai poruncit să fie și el și fica ta ferecați într-un butoi uns cu smoală și a zvârliți în mare? Ei bine, eu sunt Emelia. Dacă vreau, pot să-ți distrug, să-ți ard până în temelii toată împărăția, din capăt în capăt. Țarul se sperie grozav și începu să-l roage de iertare. Însoară-te cu fica mea, Emelia, ia-mi și împărăția, dar nu mă pierde. Și s-a făcut îndată un ospăț, cum nu s-a mai pomenit. Emelia s-a căsătorit cu Maria Țarevna și a trecut la cârma împărăției. Aici povestea s-a terminat, să trăiască cine m-a ascultat. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!